Dacă se întâmplă cumva vreun eveniment fericit sau nefericit la care ești chemat să comentezi la știri și pe burtieră trebuie să te descrie și scrie Zarug, liniuță. Ce scrie în continuare? Băi, fără să vreau să par pompos și cu un par în cur, m-aș descrie artist. Da. Asta ar fi, da. Sunt un performer, până la urmă, care cântă, joacă, râde și dansează. Entertainer. Entertainer, da. Păi și entertainmentul e tot o formă artistică, e expresie artistică. Exact. O, sigur că dacă spun artist și tu te gândești la Michelangelo, da, pare penibil. Dar, dar, no. Da, așa m-aș descrie, ca un performer. Sunt pe alocuri și militant, dar militantismul ăsta pe care îl fac eu nu e tradițional. Preludiul Dunei. Astăzi PR-uri le-ați primit sau le-ați investit în ele? Le-am primit. Sunt plocoane, cum ar fi. Astea cu Dune, trebuie să recunosc, sunt plocoane. Restul sunt investiții personale și mai sunt cadouri de pe la fani. Uh-huh. Care sunt foarte tari. Preferatul meu e tabloul ăla de sus de acolo, care este loteria banului. Ne focusem, avem un grup de Facebook cu niște reguli foarte stricte și una din reguli este că săptămânal dăm niște banuri fără nicio explicație de pe grup. Dați bani? Nu, bani. Ah, banuri. Ban, nu bani. De unde dracu să dau bani? Nu știu, voi găsiți sponsori. Să vă sponsorizeze corporațiile. Nu ne sponsorizează, mă, pentru că e fix ipocrizia de care vorbeam înainte. Eu îl chem pe Romeo Fantastic, îl chem pe Zarug. Crezi că rom, e gay. Asta te... Și cea, bă, băiatule, rapperi cu sensibilități de dreapta. Că eu, dacă mă înțeleg bine cu toată lumea, eu chiar am respect pentru toată lumea și pentru părerile. Și fugi tuturor. Corporațiile. Și fug corporațiile, că îi riscam, bă, Zarug. Bă, să știi că nu e o problemă să fii gay în România, totul e să nu te fuți. Așa ne-am construit cariera asexuată. Păi, dar stai, mă, nu era fix invers, adică pe sistemul, pe calapodul american, e bine să fii gay, e bine să te fuți, dar nu e bine să afle lumea. Nici de una, nici de alta. Nu, cel mai bine e ca să scap cumva de, să zicem, de rușine, e să fii perceput mai degrabă ca sexuat decât ca aparținând comunității. A meu, așa? Da. O ferică sunt. Te mulțești prin diviziune. Mi-am reactivat, că am zis că ar fi cazul să încep și eu să mă fut iar după niște ani de zile și mi-am reactivat conturile de astea de online. Și au început să-mi scrie persoane, oameni, bipezi, de etnie masculină care unul mi-a trimis un mesaj, deci am rămas foarte uimit și m-a pus pe gânduri că mi-a scris: băi, te știu din social media, te urmăresc de peste tot, și în Instagram și în TikTok, și acum pui burtiere cu tot ce înseamnă social media să-mi fac reclamă. Te-am văzut și la TV, nu știu ce, și recunosc că am avut așa o reacție dintr-o asta gen what, că există și coteul ăsta sexual, pentru că am tot fost prezentat în mai multe feluri, dar toate evitând cumva o zonă prea senzuală sau sexuală sau, în fine, altfel decât un soi de măscărici, probabil. Știi? Băi, no. Da, adică trebuie să recunosc că persona-ul tău public, da, este asexuat. Asexual. Și inclusiv ăștia din comunitate mi-au mai reproșat așa unii că prezint o imagine foarte heteronormativă a apartenenței la comunitatea LGBTQ și că nu e una realistă, dar în același timp eu nici nu sunt o târfă de boschez de centru vechi, știi? Adică eu prezint cine sunt. Sigur că tot un om cu nevoi sexuale, dar nu, cum să zic, nu la limita hipersexualității, că mai am și altă treabă în viața asta decât mă fut, fă.
Fii atent că ai ridicat o problemă care mi se pare că e foarte importantă. De ce crezi că apartenența la comunitatea LGBTQ, cumva, în conștiința colectivă de la noi, e percepută ca fiind sinonimă cu o depravare de asta absolută? E percepția asta. Ne place, nu ne place, există percepția asta. Da, există, pentru că e din cauza ignoranței, a lipsei de educație, a societății homofobe și foarte constrictive în care trăim, ăsta este stereotipul care s-a tot împins la înaintare spre conștiința publică. Că viața sexuală a omului neconform este una promiscuă. O să zic o chestie extrem de neplăcută acum, dar e posibil și rally-urile astea care sunt pro-LGBT, la unele dintre ele participând și eu sunt susținător al comunității. Nu da, atât de activ pe cât ar trebui și nici mai mult pasiv. Ești side. Cam așa. Deci nu, așa. Bă, în slang, băi, nu sunt buci, îmi pare rău. Nu. Am înțeles, da. Există o flamboianță adiacentă manifestărilor ăstora care vine pe un fond de nepregătire sufletească și intelectuală a societății din România și stai să mă întreb dacă cumva societatea nu o să fie niciodată pregătită atâta timp cât nu îi se prezintă aproape niciodată niște repere, niște modele, niște reprezentanți. Și să fim serioși, în afară de 2-3 oameni, societatea românească nu primește modele de apartenență ai comunității în cum să-i spun, nu mass market, în pop cultură, hai să zicem. Da. Cei mai mulți rămân pe o nișă foarte underground, cu un public de cele mai multe ori tot din comunitate, s-au obișnuit să rămână închiși în comunitate pentru că acolo se simt în siguranță. Și trebuie să recunosc că eu sunt un om fericit din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt tot ferit de discriminări, de manifestări violente ale homofobiei. Adică... Destul de des, dar mi se întâmplă și ai să râzi, mi s-a întâmplat și în ultimul proiect în care am intrat, fără niciun nume, fără nimic, cu o persoană cu care interacționam civilizat, simpatic, pe hăhăială, glume, caterincă, să mă trezesc la un moment dat când m-a prins singur pe la o ieșire dintre asta din platou spre țigară, să-mi spună că dacă eram frate-su, mă neca când era mic. Și ăsta e un om cu care eu va trebui să lucrez până la sfârșitul sezonului pe care îl filmez și, de la, și cu care, în afară de un bună ziua și un la revedere, de la mine nu mai primește nimic ca atenție. Pentru dar că singurul criteriu e apartenența sexuală, deci asta a fost asta. Probabil că și vizual sunt destul de șocant ca personaj. Eu până ieri aveam o mustață roz fluo precum șnurul ăsta. Faptul că mă îmbrac cum de altfel mulți nu se îmbracă, dar pentru băi, că asta face parte. Gură, dar ești versiunea color a lui Uncle Fester, pe cuvânt. Păi punem alb-negr atunci. Păi tot pentru un număr de pe Halloween mi-au ras mustața. De aia, da. Vrei să zic care e primul sentiment, care a fost primul sentiment al meu când te-am văzut pentru prima dată? Da. Șoc. Mamă, nu. A, nu, că bă, s-o obișnuit. Stai, că m-am plimbat, am văzut. Stai. Da. Am experimentat și eu pe toate părțile. I got stories. No. Ok. Da, nu. Ok. Stai liniștit. Not so side after all. Da, nu, eu sunt cu zona aia transsexual. Ah, dar, ok. Uite, nici asta nu e ok, că e o formă de fetișizare. Știu. Na, ce vrei să zic? Adică e o formă de fetișizare. E o fetișizare care obiectivizează, sau nu știu cum dracu să-i spun, objectifies, că în romengleza e la putere, da. O persoană umană. Da. Știu. No, mă rog, toți avem fantezii până la urmă, care apucă să și le trăiască sau dorește neapărat asta foarte bine. Cele mai multe fantezii sunt făcute să rămână în sfera fanteziei, niciodată materializată.
Acum fă-mă să mă simt și vinovat. Nu, Doamne ferește, nu-ți făceam shaming. Explicam pentru public că dacă tot am venit în calitate de uncle fester și nu mai sunt mătușa Zarug, poate uncle fester să fute mai mult decât mătușa Zarug. Băi, uncle fester nu știu dacă a avut pretendentă, da, care a umblat după bani. Da, păi să știi că sunt suficienți. De la mine nu o să vadă niciun șvanț, pentru că sunt prea versat și prea cerebral pentru genul ăsta de demers. Dar nu asta, în fine, trecem peste Hai subiect. Hai să zic care a fost prima impresie. Zi-o. A fost tot în engleză, o zic. Man, this guy has some balls. Da. Adică tu ai fost foarte open și foarte transparent și într-o perioadă în care nu se discuta despre despre cum ar trebui să percepe o persoană care are o altă orientare sexuală atât de relaxat ca acum. S-a mai relaxat treaba, cel puțin la nivel de discuție și la nivel de discurs. Sau nu-mi dau seama dacă depinde de micro-univers. Da, de bulă. Micro-universul ăsta nostru, da. Mm-hmm. Pentru că homofobia e în continuare la putere peste tot și inclusiv demersul, probabil că m-ai văzut la Asia Express prima oară, că acolo a bubuit toată lumea. Păi știam, mă, stai, dar, știam după IG, stai. Da, e, ce să zic, eu inclusiv, de câte ori am făcut apariții publice, am făcut-o tocmai în ideea în care să schimb ceva, să miște ceva, nu forțând nimic, dar prezentându-mă cum sunt eu, fără rușinea sau frica în care de altfel trăiesc, pentru că asta m-a împins să fac, ok, și nevoia financiară, că sigur, când vorbim de TV, de ce m-aș fi dus, eu ne-ai fi în fan, TV neapărat, dar și faptul că trăind într-o societate care mă nemulțumea îngrozitor de tare, mi-am trăit viața cu coatele pe geam, uitându-mă la alții cum trăiesc, pentru că de cele mai multe ori mi-era frică să ies din casă. Și atunci am zis, tu ok. Copilărind în Botoșani. Eu copilărind în Botoșani, dar vreau să spun că liceul mi l-am petrecut tot în casă. Mâncând frigidere întregi, fumând câte un pachet de țigări pe zi, cu acordul părinților, și aia, și citind și vizionând filme vechi. Pe TNT, MGM, ce dracu mai exista, pe vremea aia orice nu era cu John Wayne, mă uitam în continuu. Care e problema cu John Wayne? Pe lângă faptul că era fascist. Nu mă freacă genul ăsta de film și nu-mi spunea nimic mie. Erau, da, această masculinitate foarte în forță, bătăi, omorâm indieni, nimic nu era pe gustul meu. John Wayne versus Clint Eastwood. Sunt amândoi bottom pentru mine. Bun. Dacă ar fi să facem, că mi-ai ridicat-o, că sunt și eu cine în fila acum, probabil. Da, păi este meseria mea acum e de fluffer, ăsta e jobul meu. De fluffer? Fluffer, da. Băi, eu vreau să fac. Eu întrețin atmosfera sus, gen, o scoțin sculată, cum ar veni. Știi că eu la aproximativ discuții vreau să fac o ediție de asta, care cred că o să fie doar pe Patreon, nu-mi dau seama, că o să fie foarte specifică. Cu faci bani în Patreon-ul ăla, că vreau și eu să mă apuc de făcut bani. Se fac bani în Patreon. Da? Nu, nu faci tu? Nu foarte mulți, dar nici puțin. Ok. Adică nu-s de neglijat absolut deloc și trebuie să recunosc că Patreon-ul cumva susține inclusiv aproximativ discuții. Tare. În momentul ăsta, which is cool. Am un format special de Patreon. Ok. Pe care îl fac cu Simeon Bogdan Mihai, împărțim banii. O să mai am acum alt format pe care l-am început, chiar eram filmat primul episod și mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit cu Raul Gheba. Și o să o facem tot acolo și mai am un format pe care vreau să-l fac tot pe Patreon, cu meserii de-astea neconvenționale. Spre exemplu, fluffer. Nu știu că oare există la noi în industria pornografică flufferul? Este. Da? Am vorbit cu Titus. Și mi-a zis, heroinoman funcțional, am job? Băi, nu e job, e o încadrare socială alternativă. Vorbesc de... Dar nu-l plătește nimeni pentru asta. Nu, îl plătește doar pentru partea funcțională, nu și pentru partea în care heroinoman. Bine, bagă și alcoolici atunci, nu? Și păi o să fie și asta. Junkiștii și dependenții de droguri și toate celelalte adicții.
Ai de capul meu, am foarte multe în cap. Bineînțeles, cu doamne care lucrează în industria pentru adulți, modele de OnlyFans, video, chat și tot așa. Și sex worker. Și sex worker. Și la sex worker am avut niște discuții chiar cu niște persoane care, de ambele sexe, care sunt foarte open cu meseria lor. Pe de altă parte, când a fost vorba să și filmăm, deja a apărut un picuț o reticență. Pentru că e un stigmat foarte este puternic stigmat asupra sex workerilor și pentru că probabil le e și frică pentru siguranța lor și din punct de vedere legal. Ai apelat vreodată la serviciile unui sex worker, unei sex worker, unu? Nu, am văzut odată un film pe vremuri în care era un tip de culoare, într-adevăr era mult mai sexy convențional decât sunt eu și care spunea la un moment dat că nu plătește pentru apă și pentru pizdă. Și eu am luat-o de bună și mi-am făcut o moto de viață sexuală, așa că nu plătesc pentru pulă. Bun asta. Eu pe vremuri, spre exemplu, da, pe vremuri când eram pe piață, mă rog, whatever that means, dacă mă întâlneam cu o fată care îmi plăcea în oraș sau efectiv în club, dacă începeam să interacționez verbal cu o fată care îmi plăcea, nu îi cumpăram niciodată de băut. De ce? Nu din mârlănie, nu din zgârcenie, ci din simplu motiv că de la un punct încolo, dacă îi cumperi de băut, se simte obligată să stea de vorbă cu tine și ziceam, băi, cred că pot să fiu îndeajuns de entertaining încât să-i captez atenția fără să-i o cumpăr cu băutură. Și dacă rămâne să vorbim fără să iau de băut, știu că e tâmpenie. Da, te judec, nu sunt de acord. Da, nu, acum am dat seama că e o mârlănie, stai un picuț. Acum situația ar fi cu totul altceva. Pe de altă parte, fiind în acest punct al vieții și interesele sunt cu totul altele. Da, și eu sper în continuare că în 2022 fetele, femeile în general, s-au împuternicit suficient cât să accepte un drink de la un fraier într-o seară într-un bar și dacă n-au chef de fața lui să-l sictirească oricum. Jazz. Sper din tot sufletul. Sper. Doamnelor, vă rog eu din sufletare, mare dreptate zarug aici. Sper, fă, că un drink nu-ți cumpără nimic decât maximum atenția de a întoarce capul să vezi cine ți l-a oferit. Mai departe, dacă omul nu e nimic de capul lui... Asta zic, no, că doar deschizi ușa acum dacă intră și în hol... Asta ține de el. Drinkul, practic, e privitul pe vizor. Și poți pretinzi că nu ești acasă, fă-i ok. Băi, știam că o să fie... Este începutul podcastului ăsta, este exact cum mi-am imaginat. Hai să vedem sfârșitul. Vai, să vedem finalizarea. Oh, hai să continuăm discuția, da. Băi, continuăm discuția. Bun, ai intrat pe TV. Tu, da, practic, ai intrat pe TV cu Asia Express. Ai, da, mai avut proiecte înainte? Ai mai cochetat? M-au luat tot echipa Monei Segal. M-au luat la șef la cuțite odată și m-am dus tot în... Acolo m-am dus numai și numai din acest motiv ăsta pe care ți l-am spus, să testez. Era în perioada în care s-agita Boru să limiteze și mai tare niște drepturi inexistente ale comunității LGBTQ. De ce? Cu familia, cu nu știu ce. Cu familia tradițională. Și am zis, da, asta este o țară în care eu, efectiv, mi este imposibil să trăiesc și mi este imposibil să trăiesc din, odată din perspectiva ăstora care nu înțeleg cine sunt și nu mă lasă dracu în pace. Și din perspectiva alor mei, nici măcar nu trebuie să înțeleagă, trebuie exact să respecte pur și simplu că oamenii sunt diferiți și că au nevoi diferite și la fel cum eu nu stau pe geam să mă uit cu cine să fute X cu Y, X de sex masculin, Y feminin, poți nici pe ei nu interesează. Dar nici nu mă interesează, înțelegeți? Adică nu, eu personal nu mă interesează cine să fute cu cine. Stai, domnule, nici măcar la nivel de bârfă. Stai, domnule, să nu și-ai mâini voieriști acum. Stai să înțelegem și pe ea. Adică dacă tot acceptare universală, lasă și voieriștii să-și facă treabă. Da, uite, cum nevrând am intrat într-o zonă de politically incorrect. Exact. Incorrect. Băi, Saru, bă, trebuie să trăiască, bă, și cancanul din ceva, mă. Lasă, bă, oamenii să-și facă treabă. Da. Dar
Da, mă rog, și m-am dus acolo și le-am gătit un preparat, dar tot așa la insistențe, și a avut flair Mickey Mouse de la Mona, că cred că la vreo 3 zile înainte mă hotărâsem că am bap, pula, nu mă duc la niciun șef la cuțite, în primul rând că nu mă interesează, că nu-mi place emisiunea, că nu mă freacă, că în al doilea rând că nu luam bani, cred că trebuia să iau 50 de lei pe care nu i-am primit nici în ziua de astăzi, fapt pentru care contractul este nul, vă anunț, și pot să spun orice vrea pizda mea. Dar n-am nimic rău de spus, asta e faza, știi? Și mă vreau și în continuare și am zis, bă, Mickey, v-am zis, ok, vin invitat odată, mă joc, gătesc, interacționez, nu știu ce, dar nu e ceva ce vreau să fac, gătitul nu mă freacă neapărat, deci dacă n-aveți buget pentru mine, mulțumesc frumos, zic, ne mai vedem când aveți. Da, toată viața am gătit, eu sunt fratele mai mic din doi frați, fratele mic cu un an mai mare, dar cam heterosexual și din cauza asta este bărbat român asistat 100% de tot ce înseamnă mediul înconjurător. Da, frate, white privilege. Da, frate, tu... Na. Adică el nu gătește. Noi am făcut facultatea împreună, locuiam în același apartament, eu găteam, eu făceam curat, eu eram un fel de menajeră bună, doică, da, sponsor, nici bancă, nici tot. N-a simțit nevoia să te nece când erai mică, adică nu. Nu, de asta am scăpat, se pare, până din fericire pentru mine și nefericire pentru alții, am scăpat de necat în copilărie. Bă, hai să ne întoarcem un picuț, pentru că tu ai zis o chestie care, nu că m-a întristat, dar e foarte relevantă legată de teama asta de a te expune fără nicio concesie personală. Ți-ai petrecut liceul cu coatele pe geam. Numai liceu, toată viața. Dacă vrei, îți arăt și coatele pe care trebuie să le dau cu cremă în continuu, pentru că sunt deja, au altă culoare, înțelegi? Sunt permanent uscate din uzura de a sta cu coatele pe geam și să fumez și să mă gândesc, practic, la diverse căcaturi. Asta era e și lemnul ăla ritual. Nasul, că pe vremea aia când eram noi mici termopane, pula... Le șmirgheluiam cu coatele. Exact. Uite, n-am fost atent pe pervazurile geamurilor mele dacă sunt două cercuri mai lucioase decât restul. Șleauri de coate. Niște șleauri de coate. Bun. Conștientizarea momentului în care nu ești tocmai în norma cerută de societate, când a venit? Cred că eram în clasa... a șasea sau a șaptea? Era frică că o să zici a șasea sau a șaptea. Conștientizarea faptului că sunt diferit a fost mai devreme, băi, în sensul că eu n-am avut niciodată prea mari tangențe și legături cu băieții. Înțelegi? Nu mă regăseam în nimic. În fotbal, unde eram obligat să joc în școală până când mi-am făcut scutire la sport, pentru că trebuia să mă joc tot ce se juca numai cu băieții și eu nu vroiam asta. Înțelegi? La trafor, la alea, lucrurile, orile alea de lucru manual. Da, mă piș pe el pirogravat, eu vroiam să fac broderie cu fetele și în schimb trebuia să mă duc în atelier să mă joc de traforatul, înțelegi? Adică toate căcaturile astea de activități, care ele în principiu sunt benefice pentru că dezvoltă o manualitate, o atenție, răbdare, poate descoperi un talent la un copil. Dacă tu vrei automat să-l setezi pe o direcție care să fie conformă cu ce știi tu că fac bărbații, știi? Și eu spuneam, bă, dar eu vreau să fac asta, vreau să fac broderie, mă distra în copilărie să mă joc să fac de alea goblenuri. Astea erau activități care mă frecau pe mine, care nu țin de orientare sexuală, ci de o predilecție către frumos mai mult decât de ros coatele la un, cum se cheamă ăla, nici măcar nu știu cum se cheamă, înțelegi? Ai văzut filmul Bad Batch? Nu, nu cred. Este o fată care face niște filme, mi se pare că izraeliancă, absolut extraordinară. Bad Batch? Adică, o să-l caut. A făcut un film odată cu o fată vampir pe skateboard, este absolut extraordinar. Se numește A Girl Walks Alone at Home at Night. N-ai văzut în viața ta așa deliri vizuale. De la David Lynch n-am văzut ceva atât de bun. Da, uite, să-l caut. Și al doilea este cu Bad Batch. Este Bad Batch, care e cu Jason Momoa. Așa. Însăși paradigma heterosexualității și a machismului absolut. Aparent. Aparent că omul e foarte in touch cu coteul lui feminin. E foarte tare. Da,
Ai văzut travestiurile alea ale lui de când era adolescent? Și nu, de la el am urmărit, cred, niște fragmente de interviuri și știri pe BuzzFeed, cadruri dintre astea, dar din care îți dai seama că omul e foarte relaxat, pentru că atunci când știi cine ești, nu te simți în pericol că, vai, îți apare unul pe un bărbat pe tocuri și tu dintr-o dată să faci ca toți dracii, că tu, de fapt, nu ești sigur pe ce e în tine. Asta e tot timpul. Băi, când dai proprietatea masculinității personale, nu prea poate să ți-o zdruncine nici zarug care vine cu și eu nu intenționez oricum să fac asta. Adică eu nu fac altceva decât să fiu cum sunt eu și să mă manifest nelimitat de ce vrei tu să fac eu, că n-am nicio datorie la măta. Foarte importantă e asta. Nu. Și atunci când eu știu că viața mea mi aparține și eu îmi sunt dator în primul rând mie să trăiesc ceea ce vreau să trăiesc, I go for it. Și voi n-aveți decât să nu vă uitați, că asta e problema, asta e aici e. Tu vrei să rămâi cu ochii la mine? Cred că cu Relu, cu Connector am avut la un moment dat discuția asta și asta, de ce să-mi pun eu mă draperii? Eu vreau să stau cu geamurile, uite așa, deschise, fără nimic la geam. Tu evită privirea, de ce trebuie să în casa mea? Relu e al băia care a tras. Și am vorbit cu el în podcastul ăsta, el a tras foarte mult. Și el, cred, la rândul lui a făcut o chestie foarte bolzi cu aia, cu sunt țigan. Da, păi cred. Bă, Relu-l știu de foarte multă vreme și eu respect foarte mult pe el ca artist așa și inclusiv în plan uman, că sinusoida moral, intelectuală prin care a trecut Relu de-a lungul vieții, începând și debutând în hip-hop-ul underground de la noi, care în continuare are niște ieșiri, băi, destul de ciudate în 2022, în direcția homofobiei, da, naționalismului, da, și e un trend mondial. De ultra... Să sperăm că e microtrend și că moare și ăsta. Dar e un trend mondial ăsta. Da. Nici măcar în asta nu suntem originali. Nici măcar este în un asta. Trend mondial? Da, există. La Lil Baby ăla, spre exemplu? Nu, mă gândesc inclusiv la contextul politic, la neofascista aia care a câștigat alegerile în Italia, la pericolul permanent la fiecare rundă de alegeri în Franța să iasă vaca aia de Le Pen, la debusolații ăștia ai noștri, Austria, la ăștia nu m-aș fi gândit vreodată că o să prindă Parlamentul cu un discurs de care râdeam în anii 90-2000 al lui Vadim Tudor, dacă ar măcar avea un pic de intelect în spate. În fine, trecem, că nu vreau să fac politică, n-am voie. Băi, la Vadim Tudor era niște carne pe dedesubt și crede-mă că de la un punct încolo Vadim Tudor nu era atât de nebun pe cât place oamenilor să crede. N-am fost niciodată fan, dar măcar mă amuza. Exact. Cel puțin era un spectacol. At least, dar cel puțin era amuzant și intelectual închis, da, nu. Și revenind la filmul ăsta, la Bad Batch, este o scenă în care, cel puțin la nivel de percepție, însă și paradigma machoismului absolut acum pe cinema, este cu niște ochelari, cu niște dioptrii vizibili mari, deci e foarte clar că ascunde o miopie. E un fel de Mad Max filmul ăsta, așa. Bad Batch. Și ăsta este liderul unei grupări și trebuie să conducă gruparea respectivă cu o mână de fier. Și nu El e aproape orb. Da, el fiind aproape și pictează, face portrete. The blind leading the blind, așa. Exact. Păi ăsta e și conceptul personajului, că e chiar în țara orbilor și pictează niște portrete, dar portrete de alea mega kitsch. Ok. Aia era pasiunea lui, să picteze portrete și nu prea își permitea să fie lăsat pictând. Mm-hmm. Și asta e. Și e secvența asta în Bad Batch care mie mi-a plăcut foarte mult. De-aia zic, recomand. Filmul nu e vreo lumină, dar are momente, are două momente. Una în care apare un actor pe care le știe toată lumea, dar nu-ți dai seama că el, și nici nu vreau să zic cine e, că spoiluiesc, că zic după ce dau stop. Dar așa. Lumea se uite. E pe Netflix. Ultima dată l-am văzut pe Netflix. A, da? Chiar o să mă uit. Bine că mi-ai zis, că altfel căutam site-uri pirate. Și a doua e asta cu Jason Momoa, care este aproape orb și pictează, face portrete, dar foarte elegant. Deci, știi vorba aia de pe vremea lui Ceaușescu, cu noi cu mușchii ca oțelul să culegem mușețelul? Deci... Erau poezii de-astea, prolet cultiste, pizda mânsii, și exact așa, e foarte elegant.
Bun, și acum ne întoarcem la tine și la Botoșani. Da, avut... fac ce fac și mă întorc la Botoșani, dar să zic că nu-mi displace, din când în când mă mai mă întorc în Botoșani, pentru că acolo îmi găsesc cumva un... acolo sunt rădăcinile mele și eu cred că e important să le întreții, nu să te dezici, foarte să uiți important de unde ai plecat, că nu, asta e, în primul rând, e marca mitocăniei. Lângă faptul că să recunosc că și eu, și îți recomand să faci și tu asta, de câte ori aluneci așa pe panta, exact cum spunea, mitocăniei, scuza, sunt din Țăndărei, slash, sunt din Botoșani, funcționează foarte. Bă, sunt din Botoșani. Ai și Botoșaniu din mine, n-am nu, că nu pot să dau vina pe oraș. Să știi că orașul ăla mie mi-a pus niște... Toate bazele mele sunt puse în orașul ăla, cel puțin în ce privește un... Da, valorile morale, politețe, educație, acolo le-am învățat. Așa că eu nu pot să dau cu măcica în Botoșani, n-am de ce. Nici o înțelegere. De altă parte, fiecare vizită acasă nu ți se pare că îți dă un reality check de care chiar ai nevoie? Îmi dă un reality check orice ieșire din București înspre orașele neșic ale României, care sunt Timișoara, Cluj și poate Iașu pe alocuri, dar îmi dă un reality check asupra stării societății la modul real și la cât de casetată este țara asta, știi, că ai Bucureștiul ăsta în care ne plângem că nu ne merge netul să ne uităm la televizor în pauză, da, și la 20 de kilometri mai departe niște oameni își cară apa pe care s-o bea și pe care s-o dea la animale cu căruța, cu animalul de la o fântână care poate e a treia sau a patra sau singura din sat. Dar te duc eu în cartier, în București, în care e așa. Acolo sunt, cred că sunt, dar alea sunt exact genul de loc în care n-am ce să caut, pentru că, uite, odată, apropo de uitat unde mă aflu, nu de unde am plecat, am fost la Râmnicu Vâlcea și am prezentat un cu Morodan, asta, un covor roșu la premiile muzicale și aha, am plecat în aceeași noapte, ca a doua zi aveam filmare la prima oră. Și asta vroia să mănânce mici la, cum pula mea se cheamă acolo, unde opresc toate tirurile. La Dedulești. La Dedulești. Cred că era vreo 1:30 sau 2 noaptea. Cârciuma se numește Sat Bus. Nu știu la care, cât mai multe, nu știu la care am intrat. Sat Bus. Am intrat la una unde erau 8 melteni la o masă și pentru că eu aveam platforme din șarpe în picioare și mustață roz și eram, cum am coborât de pe scenă, riscam să fiu linșat, înțelegi? Adică să... Simțeai amenințare? Oh, da. Deci plutea în aer și evident că după atâția ani de experiență știu exact când, unde, dar uitasem, pentru că trăiesc într-o lume în care expresia liberă e încurajată, că asta practic îmi plătește facturile pe românește, și am ieșit din bula aia și am intrat în asta în care nu mai percepeam pericol, pentru că m-am obișnuit să fie ok cumva să fiu cine sunt, pe unde mă duc, și riscam să mă linșeze aia. Fiind pe TV tot timpul, nu crezi că ai intrat cumva și în conștiința colectivă? A, ăsta e Zaru. Cei mai, da, în conștiința colectivă, am început să intru în conștiința colectivă că e Zaru, adică nici măcar nu mai e, nu știu cum, eu zic că e Madonna de la Broscățeni, dar da, e acest personaj. Fecioara din Cugir. Așa, da, fecioara din Cugir, dar nu chiar peste tot, știi, adică sunt locuri în continuare în care efectiv n-am ce scaut, pentru că îmi risc pielea. Excetând Sat Bus din Dedulești. Mamă, să-mi dea pula, deci ce repede. Dar culmea, știi că ne oprisem în aceeași zi, în timpul zilei, pe la amiază, la ducere, la dus, ne-am oprit și am dat o raită, ne-am luat niște fructe, nu știu ce, pe acolo, și a fost chiar simpatică interacțiunea. Dar spun că Morodanca nu era totuși îmbrăcată. Da, e femeie și e ok, adică femeile din perspectiva meltenească, poți fi eu oricum. Bărbații nu, bărbații eu trebuia să fiu, nu știu, maximum la costum, poate de nire, sau un training nou. Și bineînțeles că eu ca să mă răcoresc, rămăsesem foarte încărcat, știi, pentru că risc după aia să o spiral.
când, după experiența aia, am muțit, efectiv. Am fugit la mașină, am zis, faceți ce vreți, mâncați ce mici vreți voi, mie descuiați în mașină, băgați-mă în mașină, am fugit. Încuiați-o. Încuiați-o și faceți ce vreți voi. Și bineînțeles că am ieșit din Crâșmaia, nu știu ce, eu am fugit direct la mașină. Adică, inițial am crezut că e glumă. Că, dar ce mustață roz ai, știi? Așa a început. Spun, da, am vopsită. Și după aia au început, știi, că, a, dar cum ai găsit tu fix roz, a, mâncame, a, să deblochează mașina, că prin tir plec și plec de aici. Dar dacă ar fi să te descrit-o acum, la modul cel mai sincer, deci, zarug, și după aia urmează fișa de post. Ce scrie în antetul fișei de post? Zarug, ce? Păi, faci tu acum? Cum te descrii? TV personality, știi cum, dacă se întâmplă cumva vreun eveniment fericit sau nefericit la care ești chemat să comentezi la știri și pe burtieră trebuie să te descrie și scrie zarug, liniuță, ce scrie în continuare? Băi, fără să vreau să par pompos și cu un par în cur, m-aș descrie artist. Da. Asta ar fi, da. Sunt un performer, până la urmă, care cântă, joacă, râde și dansează. Entertainer, da. Păi și entertainmentul e tot o formă artistică, e expresie artistică. Exact. O, sigur că dacă spun artist și tu te gândești la Michelangelo, da, pare penibil, dar... dar... no! Da, așa m-aș descrie, ca un performer. Sunt pe alocuri și militant, dar militantismul ăsta pe care îl fac eu nu e tradițional. Băi, e o formă de militantism un picuț de canapea la noi. Și știi foarte bine ce vreau să zic, pentru că are legătură și cu ipocrizia de care vorbeam înainte. Nu, eu cred că militantismul e foarte important, doar că cred că atunci când rămâi doar militant, rămâi doar cineva care iese din când în când la geam să urle la copii că fac gălăgie. Știi? Adică fără să intri, să fără faci... să cobori, să-i tragi de urechi. Nu recomandă. Nu, fără să ai mijloacele necesare să schimbi ceva, asta vreau să zic. Adică rămâi militant, ok, râdem, urlăm, țipăm, luăm o pancartă, ieșim în stradă. Dar nu undeva... Militantismul presupune și soluții. Asta îmi zici tu acum? Da, și presupune și o influență reală pe care să o ai în mediul pe care vrei să-l schimbi, că altfel rămâi o proastă care rage degeaba. Și asta înseamnă să ai sprijin politic, să faci la un moment dat o cotitură către politic, dintr-o, nu știu, fundație, asociație, să încerci ori să te afiliezi cu cineva care chiar poate să-ți ducă agenda mai departe, sau să-ți creezi propriul partid, să zicem, și să încerci să influențezi lumea în așa fel încât să chiar vocea ta să conteze. Pentru că până acum chiar contează și nu prea, asta vreau să spun. Un exemplu de militanți de pe fața pământului din istoria recentă. Da. Militanți, vector de imagine, perfecția culturii LGBT. Eu mă gândesc acum... Uite, era ăla, nu știu povestea reală, știu doar filmul biografic, ăla Pink, ăla din San Francisco. Care... Harvey Milk? Harvey Milk, da, nu senatorul? Pink, doamne. Da, parcă da, nu? Biografia care a fost făcută de Wim Wenders, mi se pare, nu de Nu Wim știu, Wenders. Că nu mi-aduc aminte cine a făcut filmul. Da. E cu Champagne. Așa, da. Fix la Harvey Milk mă gândeam, dar e foarte ciudat pentru că am stat și am citit despre Harvey Milk. El aparent a fost portretizat ulterior, după anii 90, ca fiind un militantist pentru comunitatea LGBT. Da. În esență, el fiind destul de muist la vremea aia și cam folosind comunitatea ca să-și atingă scopul, adică alegerea ca senator. Din ce am înțeles, el a fost cam double crossing, așa. Eu aici nu pot să-ți fiu decât ascultător, pentru că necunoscând și nebăgându-mă neapărat, dar uite, mi-ai cerut un nume și ăsta a fost primul care mi-a venit în minte, na. Băi, mie foarte tare mi s-a părut. Din feministele americane mai era Gloria Steinem, parcă o cheamă, da. Care la fel militantă a devenit după aia, nu știu, senator, deputat și portavoce pentru drepturile femeilor. Și în ziua de astăzi, cred, dacă nu cumva au fi murit recent. Am impresia, trebuie să
trebuie să stăm să verificăm. Mă rog, vorbim din auzite. Recent. Totul este speculație, aici este popcultură, nu jurnalism. Da, sub nicio formă. Deci este entertaining, nu luați de bun. Mai verificați și voi dacă aveți Google. Da. Pe cuvântul meu, dăm doar niște repere. Cu Harvey Milk ți-am zis, mie foarte tare mi s-a părut, ca militant, George Michael, care după ce a avut, nu știu dacă mai ții minte, când a fost prins în toaletă atunci. Da, la cruising. Da, 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 da. L-a prins miliția, lângă faptul că a făcut videoclip, tu mai ții minte videoclipul? Da, outside. Da, 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 da. Extraordinare videoclipul ăla. După aia aș și cam dat cu pula de masă foarte serios, așa, legat de awareness-ul ăsta. Da, bun, dar când ești gay icon și pop star, pop icon și ai fan base de zeci și sute de milioane de oameni, ai vorbim de altfel de influență. Eu mă refeream la faptul... de militantismul ăla care... Da, dar transformat în ceva palpabil, adică să ducă la o schimbare reală. Până acum nu chiar se întâmplă. Awareness-ul nu este de ajuns de multe ori, pentru că uite câți ani sunt de când se tot luptă toată lumea și nu cred că numai gay să luptă pentru parteneriatul civil. Băi, inclusiv eu mă lupt pentru parteneriatul civil. Dintr-un motiv, eu nu înțeleg, e foarte împărțit aici asta cu parteneriatul civil. Unu, sunt total pentru parteneriatul civil pentru că sunt niște oameni care își petrec viața împreună și cred că Moris a zis cel mai bine. Și unul dintre ei la un moment dat crapă, ca așa e în viață. Singurul lucru inevitabil este exitusul, cum se spune la medicină. Dar nu numai, înainte să ne ducem spre dramatisme, trebuie să conștientizăm faptul că relațiile se mai și încheie în pula mea. Din motive voluntare. Nu e neapărat nevoie unul să moară. Eu sigur că dacă vrei răzbunare karmică, ăla moare și ai scăpat. Dar nu despre asta e vorba. Justiția divină. Da, bou, dracului. Dacă el e bou, tu ai fost o vacă că ai stat cu el. Asta odată. După aia, să zicem că stai cu un om 5 ani că, sau 10 sau pula mea 20 sau și un an, na, să zicem, și tu în anul ăla îți cumperi o casă cu omul ăla sau vă cumpărați mobilă împreună sau știi și dacă nu ai avut suficient cinism să-ți cumperi mobila cu cardul tău și să păstrezi facturile, știi? Și ai fost orbit de dragoste. Da, no, și pleci cu chiloții pe tine dintr-o relație în care, în mod normal, ai avea dreptul să fii și tu protejat pentru asta. Pentru că și tu ai contribuit la societatea respectivă, inclusiv prin fututul ăla de fotoliu de la IKEA pe care l-ai cumpărat. Care presupune și producție, și, știi? Adică toți sunt bani care intră în societate. Suntem cetățeni mai înainte de a fi creștini în pula mea. O, da. Și ai contribuit și la prosperitatea poporului suedez. Exact. Și la defrișările pădurilor românești. Am contribuit, oricum, la tot ce mișcă. La tot. La propriul nostru sfârșit, oricum. Băi, interconectivitatea tuturor lucrurilor ăstora și maniera în care poți să interpretezi în toate felul niște lucruri atât de simple pe mine, mă scoate din minți hiperanaliza asta, dar asta e altă discuție. Cert e că parteneriatul civil și acceptarea parteneriatului civil între persoane de aceeași sex, de același sex, mi se pare o necesitate. Între... Este o necesitate. Da, este. Strict de natură socială. Știu că ar putea să apară voce acum care să spună la cum e România în momentul ăsta, e ultima noastră grijă. Da, bun, dar gândește-te inclusiv la heterosexuali. Tu cu o fată, na. Vă mutați împreună, vă luați o casă, ce faceți după aia? Vă bălăcăriți, vă certați, vă scoateți facturile, vă... Ce se întâmplă? Eu păstrezi facturi, stai tu, nu știi cu cine vă... A, da. Ok, am înțeles, deci am nimerit în casa satanei. Ai nimerit în casa satanei, am acasă container de facturi, toate pe numele meu, știi cum sunt, nu cumpăr nimic în rate, nu-mi place absolut. Eu nu păstrez facturile, dar am permanent extras de cont, oricând vreau. Trecând peste asta, mamă, mulțumesc lui Dumnezeu de cum cu aplicațiile astea, cu cardul pe care l-ai pe telefon, oai de cap, știi ce tracking țin? Nu, eu sunt satrap aici, trebuie să recunosc. Dar cealaltă parte care e un picuț neplăcută și pe care nu înțeleg și cu care sunt și nu sunt de acord este, ok, acceptăm parteneriatul civil, dar tu ai nevoie și de acceptul bisericii? La modul cel mai serios, ca extensia parteneriatului civil, îți găsești sufletul pereche, da?
Eu persoană personal, fizică. Eu cu tine vorbesc. Persoană fizică, Zarug. Nu vorbim acum absolut deloc de concepte, nu vorbim de principii, vorbesc punctual cu tine. Eu mă tot feresc să vorbesc despre religie, pentru că în primul rând că nici n-am studiat neapărat subiectul, dar sunt un fan al relativizării lucrurilor în primul și în primul rând și mi se pare aberant ca în orice societate, nu numai la noi, uite și la musulmani cu Coranul lor și cu regulile lor și cu supușenia femeilor de au ajuns să le omoare în stradă că își leagă părul, gen. Deci e o carte, mâine mă pun să scriu o carte, după cum cred eu că ar trebui să fie lucrurile și după aia, ca instrument politic, niște oameni o iau și o propulsează și o popularizează și nu numai că o popularizează, o fac obligatorie și tot ce înseamnă desfășurarea societății și organizare se bazează pe niște reguli din cartea scrisă de mine, după regulile mele, că așa am vrut eu. Nu vreau să spun că asta e Biblia. Dar relativizând, până la urmă, unde sunt acele dovezi? Biblia nu e chiar așa. Nu, dar ca idee, da. Știi? De ce vrei să-mi impui mie într-o societate, o societate asta formată din oameni pe baze, reguli și legi făcute de oameni, să le fac în baza unei cărți la care pot să decid să nu ader dacă vreau? De ce trebuie să impui niște dogme sau doctrine de relaționare unor oameni care într-o primă instanță relaționează social, că asta e. Adică interconectivitatea dintre ei, aia bazică de la care pornește totul, este strict de natură socială și de nevoia apartenenței la grup. Că dacă vrei să știi de ce cred că se face asta în continuare și are așa o mare importanță și aici cred că pot să-mi dau foc direct la tot ce înseamnă oale. Este pentru că biserica este un instrument politic foarte important pentru alegeri, în primul rând. Bă, nu înțeleg. Toate mesajele care se vor transmise către oamenii simpli, normali, care locuiesc într-un mediu ferit, mai degrabă ferit de informație rapidă, cum sunt poate bucureștenii sau, mă rog, în fine. Aici mă refer în principal la oamenii de la sate. Vorbim de centralizarea de care vorbeam și mai devreme. Prin preoți transmiți orice mesaj și știu atâtea povești cum veneau preoții la alegători să le... Nu că să-i îndrume cu cine să voteze. Dacă nu votezi pe X, nu mai ești căutat la mine în biserică. Am auzit și eu, mă, chestia asta. Și omul de la țară care votau la un moment dat un partid și că pe cine votez, mamaie? Pe ce, uite, cu ăsta care crucea? Știi, semn cruce, aia era îndemnul la vot. Și în fine, nu, asta cred eu. Eu asta, păi, cred. Că din cauza faptului că tu îți îndeplinești obiectivele politice cel mai ușor prin preoți, de-aia, în contrapartidă, biserica este băgată în seamă la modul ăsta un pic prea mult. În completare a ceea ce zici tu, pe mine mă deranjează foarte mult în contextul în care, băi, eu sunt creștin ortodox. Dar și eu sunt botezat, da. Da, sunt creștin ortodox. Nu, și sunt o persoană foarte credincioasă, să ne înțelegem. Și pentru mine Dumnezeu e Dumnezeu, dar Dumnezeu nu e omul. Pentru că omul este supus greșelii și toți suntem oameni ăștia care mișcăm pe planetă, gen oamenii, rasa umană. Deci respiri ca om, greșești. Asta e regula. Pe lângă păcatul originar. Pe lângă aia. Aoleu, da. Să nu mai știu de la... Dar trecând peste asta, nu înțeleg cum într-o societate modernă, care ar trebui să aibă, exact cum spuneam, o sensibilitate aparte legată de interrelaționarea umană, biserica poate să fie în continuare o putere în stat. Și asta denotă o formă de primitivism de asta, de tip medieval, o rânduire de asta medievală, în care figurile centrale, exact cum spuneai tu, în mediul rural, sunt învățătorul, milițianul, popa. Da.
și, deci, și sunt primarul. Candidații. Pe primarul poate să fie chiar învățătorul sau profesorul. Primarul fiind de multe ori unul dintre ei. Da, exact. Nu? Popa nu, că oricum, de ce ar fi? Că oricum e. Da. Că indirect e. Ăla e deep state. Da, drept. Popa e deep state. Consiliul. Și asta în continuare o formă de asta, băi, de o rânduire, de o rânduire, exact cum spuneam, ușor medievală, mă, pe mine mă scoate din minte, adică suntem și ipocriți acum. Suntem foarte ipocriți, pentru că e ușor în pula mea să comentezi stând aici în centru, că după ce terminăm ne ducem la Starbucks și mâncăm avocado un toast aici la colț. Nu, că nu-mi place cafeaua și mi se pare tâmpă, dar și nu mă duc la mall decât dacă vreau neapărat să fac atac de panică. Eu înțeleg exact ce spui. Eu, pe de altă parte, sunt de ăsta. Mie-mi place capitalismul. Mie-mi plac părcurile astea cu care vine capitalismul și toată... Da, și mie îmi plac. Și în același timp îmi dau seama că suntem oricum niște șoricei, niște rotițe care trebuie să învârtă, obligatoriu. Dar trebuie să recunosc că îmi place să mă bălăcesc în mocirile astea globalist, ultraconsumeristă. Asta e, n-am ce să fac. Sunt sclavul ei... O și dețin, dar sunt și sclavul în același timp. Da, asta e. Băi, din confortul Starbucks-ului și a avocado-ului pe pâine prăjită, ca să zic așa, e și ușor să emiți judecăți. Că de asta zic că tot timpul mă întreb, tot invocând caracterul ăsta retrograd al rânduirii de tip medieval de care vorbeam mai devreme, dacă nu cumva sunt ipocrit. Pentru că nici nu poți să te superi pe oamenii aia din mediul rural. Unu. Dar nu era vorba, era un soi de găsit o explicație. Eu așa mă exprim mai pasional, gen sunt. Da, sangre caliente. Dar nu îi învinovățesc pe oameni că întrețin modul ăsta de a trăi, de a organiza societatea. În niciun caz, doar că asta era o explicație posibilă pentru mine de ce... Așa și nu altfel. Pe de altă parte, dacă dorim soluții, cred că se găsesc. Și cred că toate încep cu educația. Asta e marea problemă. Noi nu suntem, oricum nu suntem. Și eu recunosc că eu nu mă mai uit la știri, nu vreau să mă mai intereseze nimic. Înțelegi? Pentru că îmi dau seama cumva că orice s-ar întâmpla, în orice societate m-aș duce, nu sunt decât un spectator dintr-o bulă ermetic închisă. Și că mi-aleg realitatea care îmi convine, pentru că asta mă ajută să supraviețuiesc. Eu nefiind un mare fan al vieții, de asemenea. Băi, știi? Vorbesc cu un om care e mare fan al vieții. Eu nu sunt acest mare fan al vieții. Pentru mine, dacă mă întreb pe mine dacă preferam să mă fi născut, nu. Wow! Mamă, nu! Nu-i cam nihilist așa? Da, nu, pentru că totul e, nu mă regăsesc în viață și nu-mi găsesc, foarte greu îmi găsesc resorturile, știi, să mă motivez, să fac lucruri. Stai, domnule, să înțeleg. Zi-mi un moment în viață în care ai fost tu mulțumit așa și ai zis, cam despre asta e vorba. Cred că... Momentul în care ai fost cel mai mulțumit, ai avut cea mai mare doză de mulțumire personală. Nu autosuficiență, mare atenție. Efectiv, mulțumire, împăcare cu sine, cu sinele. Păi cred că ăsta este un moment în care sunt mulțumit, în primul rând pentru că după tot ce trăiești, tot ce ți se întâmplă, tot ce faci să ți se întâmple sau să mi se întâmple, ajung să-mi trag niște concluzii și pot să recunosc cu mâna pe inimă că nu sunt un fan al vieții. Și asta e un motiv de mulțumire, pentru că, păi de ce nu? Să îți dai seama ce-i cu măta, ce rost are să mă păcălesc o viață întreagă că nu e, că e roz când ea e maro. Știi? Pe de altă parte, asta nu mă face să ies de aici, să mă arunc pe geam sau în fața autobuzului. Mă, tu ai o doză foarte mare de cinism. Zici că ești medic legist, pe cuvântul meu. Păi da, sunt cinic, pentru că așa m-am și format, probabil. Ai exact doza de cinism și exact zona de cinism, inclusiv la nivel de discurs, pe care o are maică-mea. Dar maică-mea vede... Adică mi-ai făcut bătrână. Sub nicio formă. Diferența fundamentală dintre tine și maică-mea nu e vârsta, deși e și aia, este faptul că maică-mea vede între 10 și 15 morți pe zi.
Păi băi, mă scuz că-ți spun, dar m-am născut în 1981, pe vremea lui Ceaușescu, în Botoșani, România, un oraș pe care nu-l cunosc românii. Da? Gay. Care se îmbrăca în fustițe la grădiniță. Prima dezamăgire a vieții mele a fost când prima zi de grădiniță, în loc de fusta la uniformă, mi-a luat taică-miu pantalon, deși probase în fustă în magazin. Gen. De la, după aia am intrat la școală, trebuia să intru la o clasă de muzică, directorul școlii, liceului de artă din Botoșani era alcoolic. Gen. Așa. Și prins într-o zi în care probabil că suferești de amnezie, când ne-a înscris pe mine și pe fratele meu la școală, pe fratele meu cu un an mai mare, transferându-l de la altă școală, l-a înscris la clasa de muzică fiind afon, pe mine la o clasă normală. Știi, adică, înțelegi? Gen, m-am născut, am ales eu? Nu. Băi, am vrut, aveam ureche muzicală, trebuia să fac muzică, am făcut asta? Nu, pentru că deci, nu, am ales să nu fac muzică? Nu, nici măcar nu mi s-a dat ocazia. Zang, încă una. Ajung la pubertate, îmi dau seama că nu am, cum să spun, că nu am nici înclin, nici în mânecă cu sexul din căruia aparțin. În același timp nu există un cuvânt. N-ai nici mânecă cu stereotipia aferentă sexului din care aparții. Stai așa un pic. Da, nu știu, nu. Eu mă percepeam ca fiind mai degrabă fată decât băiat, ne înțelegem. Pentru că nu exista un cuvânt. Cuvântul gay în toată formarea mea nu exista. Știam doar că unii oameni mă detestau a priori pentru că era clar din start că sunt mai mult fetiță decât băiat. Dar nu exista un cuvânt pentru asta. Și nu aveam cu cine să vorbesc despre asta. Deci, da, sigur, am devenit cinic. Sigur că am devenit cinic. Normal, cum să nu devii cinic? Când peste tot pe unde merg, deși nu eu am cerut acest bagaj cu care am plecat la drum, toată lumea din jur nu-mi transmite decât mesajul că nu e ok să fii cum ești. Păi, da, v-am cerut eu, știi? Adică, hello! Vreau să reluăm. Eu vreau doar să trăiesc. Vreau da. Și scuze că te-am întrerupt. Vreau să reluăm încă o dată ideea, orientarea sexuală nu e o alegere. Nu e o alegere, că dacă nu era, e o alegere în ideea în care e singurul lucru care ți se pune pe tavă. Gen, îl iei sau îți trăiești toată viața în frustrare și în negare și te duci și te însori cu o femeie în pula mea și o păcălești pe una și o târăști după tine în nebunia ta, o viață întreagă, îi mai trântești copii. O nenorocești. Și la un moment dat tu, cum de altfel, nu tu, tu, acest bărbat heterosexual între ghilimele, dar în realitate nu homosexual reprimat, ajunge oricum la un moment dat să faci știrile ziarului local că ți-ai înfipt receptorul telefonului fix în cur. Cum am citit de altfel undeva prin adolescență că a ajuns unul la spital cu receptorul de la fix înfipt în cur. Bine, un tată de familie sau să-și violeze copiii sau să ajungă cu ciocanul la fel înfipt în rect și să pretexteze că mâncase cireșe cu sâmburi și a vrut să-i scoată. Te rog să cauți că găsești undeva. Este astea din sunt cu... foarte bine. Deci povestea este așa. Înțelegi? Denis, în cazul în care nu știi despre ce e vorba. 2009-2010. Zarug aici de față mi este martor. În Galați s-a întâmplat asta. Pentru că medicul de atunci, săracul, era celebru Bacalbașa. Că e printre primele momente. Așa, care da, era zălutul de Bacalbașa, da. Și ghetul Bacalbașa, fiind abordat de ProTV, că a fost reportaj făcut de ProTV. Țin minte exact. Vai, când spui ProTV să mă scoți de pe post, că eu cu antena. Da, noi suntem cu toată lumea. Hai să mă uite dur. Am lucrat și la ProTV, și la antenă, și la Digi, și la canal. Deci, dă-mă, lasă-mă în pace. Că tot TV și tot TV românesc. Și reportajul era făcut de ProTV. Săraca reportiță nu știa cum să abordeze, să vedea că evită exact, nu știa cum să abordeze și a luat situația în mână domnul Bacalbașa explicându-i că un cetățean a venit cu două ciocane în rect, arătându-ne și radiografia. Bă, tu mai ții minte cum arăta radiografia? Nu, asta nu mi-aduc aminte. Închid ochii și vă radiografia cu ciocanele în rect, după care... Două. Două. Eu mi-aminteam de unul. Două au fost. Două. Unul dintre ele avea încă un rest de coadă. Bă, cum pula mea le-a băgat? Cu furie.
Băi, cu, da, cu forța, nu știu, fost Jedi, nu-mi dau seama. Și urmează testimonialul domnului care a zis foarte senin. A mâncat două borcane de cireșe, nu știu dacă observi, dar numărul magic este două cu două. A băgat câte un ciocan pentru fiecare borcan, exact, ca să rimeze. A mâncat două borcane de cireșe. Mi-a plăcut că a dat și cantitatea. 200 de grame, cu tot cu sâmburi. Un kil 600. Și m-am constipat. Și am zis să sparg sâmburii cu ciocanele. Cu ciocanul. Și da, asta a fost explicația. Asta este alegerea, singura alegere pe care poți să o ai, ca gay. Să-ți negi cine ești și să decizi să trăiești în minciună până la adânci bătrâneți sau restul vieții tale. Conflictul tău când ți-ai dat seama că nu ești în normă, exact cum spuneam, că ne întoarcem la discuția de dinainte. Da, uite, conflictul meu... Ai existat conflict? Adică ai început... M-am închis în casă, n-ai auzit? M-am închis în casă, mă uitam la filme, mâncam frigidere și fumam. Asta făceam. Am refuzat efectiv să trăiesc o perioadă. Mă duceam la școală asta când nu mă apucau angoasele sau nu mă hărțuia vreunul pe la colțul străzii să mă mamelească pentru că mâncând frigidere din frustrare. Evident că m-am îngrășat, evident că am ajuns la ginecomastie în sensul asta că am făcut țâțe și pentru că am aceste, uite, acum m-am prins tot pe trăsături feminine la față, fără mustață. Ui. Și atunci aveam și păr. Arătam a fată, da, într-adevăr, și veneau și mă mameleau și urlau că țipau, de exemplu, că fă, dar tu nu știi că trebuie să-ți pui sutien? Ok. Înțelegi? Am pățit asta inclusiv la un strand. Gen, mi-a zis, unde te crezi? Pe coasta de Azur? Și astea sunt, da, no. Ce să zic? Da, iar conflictul meu era că mă culcam toată pubertatea și adolescența, nu, până, nu știu, cred că niște ani buni. Mă rugam la acest Dumnezeu că, dacă există, să facă în pula mea într-un fel, ori să mor în somn, că asta, de asta a devenit gluma mea, că n-am murit în somn nici azi, ori să mă trezesc fată, pentru că mi-ar fi viața mai ușoară. Băi, da... Acum, sunt cinic. Ești cinic, nu, păi, ai vorbit da, de cine cum toate astea contribuie. Cinismul nu e ceva la care ajungi neprovocat sau ne întâmplându-ți să lucruri sau... În sfârșit la cinism ajungi prin experiență. Am descoperit lucru care ne leagă. Primul lucru care ne leagă, ginecomastie. Frigiderul. Frigiderul și ginecomastie. Deci asta... Doi grași pe o barcă. Băi... Acum. Știi cât de greu e să-ți găsești gagică cu țâțe mai mari ca ale tale? Că e și vezi că... Nu, dar știu cum e, cât de greu e să-ți găsești gagiu cu pulă mai mare ca a ta. A, asta e foarte ușor la mine. Aici n-am avut probleme. Având țâțe mai mari ca gagica pe care o cauți. Exact. Glumesc. Singura parte, apropo de fetișizarea imbecilă, singura parte foarte complicată e să găsești gagică cu țâțe și cu pulă mai mare decât. Așa. Mamă, ne-am dus foarte departe. Da. Dar, hei, aproximativ discuți. Acum înțelegi de ce n-am sponsor? Sau de ce dacă s-ar gândi, mai făcut un episod ăsta și zic... Eu aș fi găsit sponsor dacă eram mai tânăr, mai înalt, mai slab și mai făcut la sală. Fără discuție. Eu tot la fel. Aș găsi sponsor dacă nu-l invitam pe Romeo Fantastic sau pe Zarug, exact cum spuneam. Da, da, ai mereu opțiunea să ștergi înregistrarea la urmă și să rămână asta o discuție privată între doi oameni care întâmplător nu se cunoșteau. Nu vreau să-mi fie frică. Nu vreau să-mi fie frică să vorbesc, nu vreau să fie frică să pun întrebări. Da, și eu la fel. Am 40 de ani în pula mea. Am ajuns la 40 de ani să-mi fie frică să discut chestii care mă interesează. Este pură curiozitatea asta. Și ce voiai să fac? Cum voiai să-ți întreb cunoscuții? Bă, dar acum e Zarug, nu mai bine te-am sunat pe tine. Vino mă în pula mea să vorbim, să vedem exact care-i treaba. Explică și mie niște chestii pe care de la un punct încolo nu le înțeleg. Păi hai, da, ce nu mai înțelegi? Intru cinismul. Am rezolvat cinismul și frigiderul. Cinismul și frigiderul sunt două dileme care nu se rezolvă niciodată, stai liniștit.
Trebuie să mai beau niște apă maro. Repet, apropo de cinism, vorbești cu un om care, căruia îi scrie pe diplomă anatomie patologică. Deci, aia este cancer puternic. Cum adică? Pe licență. Diplomă? Tu ai făcut medicină tu? Da. Pe licență, da? Licența s-a dat pe variațiuni de cancer de col uterin, dar cum să nu? Sunt bine. Trebuia să fii ginecolog? Sau oncolog? Nu, nici. Anatomopatolog. Ah, ok. De asta, aducător de vești proaste. Ca să zic așa, imagistică medicală, tras concluzii, concluzia niciodată nu e fericită la anatomie patologică. Da, deci și semn karmic. Am venit să-mi dai vești proaste. Sau vestea proastă e că am venit. Oh, hello, am venit, sunt eu răul. Ding dong, ca să rămân în TikTok. Cine e răul? Deschide, știu că ești acasă. De ce porți fustă? Aia e mai complicat un pic. Da. Băi, și tu ai avut o discuție cu familia în adolescență? Nu, niciodată. Dar nici nu, dar nici n-aș fi, nu, nici nu m-au întrebat. Era foarte clar, pentru toată lumea cred că sunt diferit. Dar era, cum să zic, și să spui ce, știi? Adică eu fugeam oricum de orice, aș fi fugit de orice fel de discuție, pentru că nu e, nici n-aș fi știut ce să spun. Decât că îmi pare rău că m-am născut. No. Tu faci parte din generația asta, adică faci parte din generația asta, dar și la tine a fost în care... din partea familiei se inocula un puternic simț al ridicolului. Mă, mama, ai grijă să nu te faci de râs. Da, da, păi și am trăit într-o familie în care maica mea a fost întotdeauna la, cum să zic, la stâlpii societății. Așa mi-a venit să spun. Da, e o femeie care a avut foarte mari responsabilități întotdeauna, a condus fabrice, știa o grămadă de oameni, era cunoscută și recunoscută în societate și ni s-a inoculat mai mult de către bunici decât de familie. Această responsabilitate a nu-ți face, tu ești copil de medici, ai zis, nu? Da. Și tu la fel, nu? Și bunicii, da, să nu-ți și... faci, să nu-ți faci numele de rușine, toată lumea o știe pe măta, pe tatu, trebuie să fii foarte responsabil cu ce, cu ce faci, ce spui, unde te duci, cu cine o arzi, anturajul. Ce și eu am trăit foarte, adică mi-am asumat acest rol de păstrător al moralității și de renumelui neamului. De altfel, până la 41 de ani, nici măcar n-am avut, cred, vreun date în orașul ăla, în Botoșani. Bine, până la, acum nici de ce aș fi avut. Da, ai să râzi, dar nu sunt dafid. Adică e plin de gay peste tot. Nu, e, cred că e o treime din populație, că e o chestie genetică de cum să împart genele alea din ce știu. Bă, chiar o treime? Adică hai realist să vorbim. Știu că sunt mult mai mulți decât arată statistica. Da, cred că da. Cred că în funcție de cum să împart genele. Nu știu. Cheamă-ți un specialist aici în genetică să-ți povestească despre chestia asta. Ar trebui să fac asta. Nu. Ar trebui să chem pe cineva. Și să iei informația la cea mai credibilă sursă. Despre determinismul genetic. Bun. S-a terminat liceul. Ai stat cu coatele pe geam, am înțeles. N-ai vorbit cu nimeni, n-ai mâncat. Da, eram disperat să fug de tot, să fug de familie, să fug de orașul ăla pe care nu căluram, dar nu îmi permitea să fiu liber pentru că trebuia să păstrez renumele familiei și vreau să plec cât mai departe și am vrut să vin la București la actorie și mi s-a zis nu pentru că o să mor de foame. Eu fiind grasă. Și noi ne fiind tocmai săraci, înțelegi, dar planurile lor erau altele pentru mine la momentul respectiv și eu, cum să zic, care deja... Care erau planurile lor? Stai un pic, să vedem cât de mult s-au intersectat planurile lor cu realitatea. Deloc nu s-au intersectat cu realitatea. Nu aveau nicio treabă cu cine eram eu și ce vroiam eu. Dar am făcut-o. Trebuia să faci aseu? Nu, trebuia să fac dreptul. Uoleu! Dar trebuia să fac dreptul, pentru că bunica mea, Dumnezeu să-l odihnească, asta e un subiect pe care o să vreau să-l tai, era, fusese jurist la bază și pentru că vroiau, își doreau pentru mine să continui tradiția, plus că eu am fost, am în continuare acest spirit justițiar, urăsc nedreptatea, știi? Pentru că am trăit-o în continuu, atunci urăsc nedreptatea, dar dreptul și dreptatea n-au nicio legătură una cu alta, știi?
Dar am făcut dreptul, am terminat și dreptul, am și încercat să profesez. Evident că nu mă regăseam în nimic, înțelegi? Iar facultatea nu că n-am făcut-o la București unde doream eu. Am făcut-o în Iași ca să am grijă de frate meu, care era complet opusul meu. Bă, dreptul în Iași, să mă ierte Dumnezeu, nu ne intră luni acum în podcastul. Eu vineri am un eveniment în Iași. Nu vreau zic nimic nasol de Iași. Cel puțin la nivel de facultate. Sunt nicio... Dar nici n-aș avea ce să spun, pentru că pur și simplu mi-am șters din memorie absolut tot anii aia. Și pentru că oricum nu s-a întâmplat absolut nimic memorabil sau life-changing. Odată ce ai scăpat de acasă, prima impresie și prima senzație pe care a plecat nebunul de acasă să vezi ce s-a spart până în altă parte. Nu te-ai spart. Nu. Nu, deloc. Mi-am negat sexualitatea până când efectiv am simțit că nu se mai poate. Bă, dar tu vorbești de o perioadă în care urlă hormoni în tine. Hierb, dau un clocot, îți vine să strângi lume de gât, dacă nu te fuți. Hai să spunem lucrurile și aici, lume. Și mi-am negat toată partea, inclusiv în copilărie, adolescență, că atunci când urlă hormoni în tine foarte, foarte tare și, mă simțeam vinovat inclusiv pentru masturbare, pentru că evident că învățasem că e un păcat. Păcatul Malahiei, cunoaștem. Da. Da, și eram așa de... Literalmente mie popa mi-a zis când eram adolescent, nu fi malahist. Stai, părinte, că sunt. Dar ce să zic acum? Da. Da, deci nu numai că... În fine, asta este. Asta este persoana care am fost. Astea sunt premizele, dar toate experiențele astea, toate frustrările, toate negările pe care mi le-am impus, practic, că nu. Așa am simțit că trebuie să fac. Bă, și unde a fost M-au adus unde? Pentru că trebuie să existe un echilibru. Trebuie să răsufle pe undeva totul. Unde a fost supapa? Pula mea, heroină. Ai fost criminal în serie și nu știm, aflăm acum. Nu. Efectiv, unde a fost supapa? Pentru că știi cum e, nu că e suma tuturor vicilor, dar trebuie să existe un echilibru de ăsta. Eu cred foarte mult în ideea de echilibru. Băi, ce m-a ținut realmente în viață, la modul sincer, era speranța că nu are cum ca ce trăiesc eu în ca viața mea asta să fie. De altfel, asta devenise rugămintea mea la Dumnezeu din a mă transforma în fată și am constatat cu stupoare și surpriză că nu se poate, cel puțin nu în somn. Pot să devii, dar nici măcar nu sunt, adică sunt aproape sigur că nu sunt transexual, pentru că contextul ăla m-a făcut să mă duc spre opus, spre dorința de a fi fată. Nu mă simt în interior captiv într-un corp care nu mi-aparține. Asta vreau să precizez. Foarte important. Pe de cealaltă parte, tu ești destul de alfa. Adică indiferent de caracterele sexuale secundare care țin strict de anatomie. Am o personalitate puternică, da. Ești foarte alfa. Adică nu prea... Nu prea merge, nu te fuzi cu zarug. Nu, you don't fuck with me. Da, asta e o chestie. Din păcate. Care... Detalii. Lasă că dacă nu mă mai fut 2 ani, poate iau un Oscar. Pentru ce? Pentru că activitate. Uite, apropo de supape, în ultimii ani cam astea au fost, adică tot ce nu am vrut, n-am făcut pe o parte sau frustrările dintr-o direcție m-au împins să fac totul altceva și cu mai multă forță. Și asta mi-aduce aminte de ce ai spus tu, știi că manifestările astea din comunitatea mea sunt atât de out of the box și atât de țipătoare încât că societatea nu e pregătită pentru asta. Vine din același motiv. Când tu o viață întreagă simți că nu ai fost ascultat, că nu ai spus ce vrei să spui de frică. În momentul în care ani de zile ai stat un refulat în banca ta trăind în frică și rușine că nu ești ca ceilalți, în momentul în care nu mai poți, începi să urli. Și manifestările astea, pride-uri despre care inclusiv de ăștia din comunitate îmi spun că nu mă reprezintă.
norocosule, ce pula mea să-ți spun, știi? Adică... Bine că ai tu viață bună și faci. Exact, da, și pentru că ăștilalți urlă în stradă și se manifestă în așa fel încât efectiv să... pentru că așa simt să fie auziți. Stai. Nu știu dacă au neapărat o viață bună pentru că ceilalți sunt atât de flamboianți și expansivi atunci. Nu, ci pentru că stau în casele lor la adăpost. Stau cu coatele pe geam. Cu coatele pe geam cum stăteam și eu și pentru că, na, cea mai mare parte a vieții lor șuneagă. Cum făceam și eu, că toți am făcut asta. Ingratul situației este că atunci când, spre exemplu, dacă tu ești un părinte și ești cu un copil de mână și copilul vede primul lui contact cu ideea de homosexualitate este Pride Parade-ul care este într-o flamboianță absolută, e posibil... Dar stai că nu înțeleg ce flamboianță absolută. Tu știi ce se întâmplă la Pride-uri în afară? Stai liniști că am fost în Berlin. Aici este nimic. E un spectacol de culori, de muzică, de fashion, dacă vrei. Și da, cu foarte multe curcubeie peste tot. Ceea ce, cum să zic... Da, e un spectacol vizual. Notă personală. Este foarte mild ce se întâmplă în București până acum. E nimic ce se întâmplă, e ca restul. Da. Multă gălăgie. Știu că sunteți unii dintre oameni foarte contrariați de ce se întâmplă, credeți-mă. Este absolut nimic. Căutați Pride-urile din Berlin și vă răcoriți imediat, adică s-a terminat. Pe de altă parte, exact cum spuneam, pericolul e ca un copil... primul contact cu ideea de homosexualitate a unui copil să fie imaginea asta flamboiantă și el într-o manieră inconștientă, neavând un filtru rațional foarte bine reglat, că na, ești copil până când îți dai seama pe ce lume trăiești, unii nu-și dau seama nici la 40 de ani, dar aminte la 7, 8, 10 sau mai știu eu ce, primul contact al homosexualității să fie asociat cu flamboianța aia respectivă și cu o anumită doză de depravare pe care el n-a mai văzut-o până atunci. Da, nu, eu nu cred, pentru că nu văd unde e depravarea într-un sărut între doi oameni. Și să ne înțelegem, un copil nu devine gay pentru că se uită la doi oameni și ăia se sărută. Sau că sunt ăia prea colorați sau că ascultă formația Andre pe Calea Victoriei o dată pe an. Înțelegi? Adică nu, e pentru copii, e ca și cum s-au uitat la un Mickey Mouse, n-are nicio legătură cu... Și nu cred că o contribuie la formarea lor sau unei opinii de vreun fel, un copil la vârsta aia. În schimb, e foarte important maniera în care îi se explică lucrul ăsta. Da. E exact discuția pe care o am, mi-a scris o doamnă foarte... Ca frica de câini. Da, exact. Mi-a scris o doamnă foarte contrariată chiar pe Patreon, un mesaj de ăsta kilometri mi-a fost... Ți-a dat și bani? Mi-a dat bani, deci a trebuit să-l citesc. Fac și o curvă săraie, mă, nu-mi pare rău. Așa? Și n-am știut exact ce să-i răspund, pentru că am fost invitat la antenă, hai că suntem un trust. Foarte bine, fă reclamă. Poate primesc majorare de salariu că faci reclamă la antenă. Să rumână Ela, că m-a invitat, e o fată acolo la știri, Ela Prodan. Ela Crăciun? Ela Prodan. Ela Prodan. Care e și actriță. Da. Și m-a invitat să vorbesc despre influența negativă a muzicii asupra intelectului tinerilor. Mai degrabă aia influențează negativ decât că văd doi oameni în stradă. Pe lângă faptul că predispunerea să fii influențat negativ de un act artistic e mult mai mare decât de un simplu fapt de interacțiune socială, asta e foarte clar. Eu nu văd niciun pericol nici acolo, în sensul în care am explicat foarte clar, că mi se pare că e o tendință de externalizare a incapacității educației parentale corecte. Adică a pleca copilul ăla de acasă, întreg la cap, cu un compas moral bine definit, știe că nu tot ce zboară să mănâncă are un minim discernământ, în sensul în care își dă seama cam ce ar fi rău, ce ar fi bine. Nu. Dacă l-au învățat părinții. Da. Deci a plecat el de acasă, întreg la cap, moral și intelectual, și a dat de muzică trap și l-a nebunit de cap? S-a întâmplat vreodată asta? A plecat un om de acasă întreg, a ascultat trei piese de trap pe drum și s-a întors neom? Nu cred că s-a întâmplat asta. Da, nu cred, nu. După cum, exact la fel e și cu Pride Parade-urile. A plecat copilul de acasă știind de exact și înțelegând că e heterosexual sau heterosexual. Pe ce să înțeleagă un copil? Că din copil eu mă gândesc la niște puștănei dintre ăștia, gen 5-6 ani, niște copii de grădiniță. Sau la ce fel de copii te referi? La prepuberi de ăștia? La prepuberi, da. Ok. Da,
aia s-a uitat amuzat. Dacă acasă s-a întors gay după ce s-a uitat la Pride Parade, nu cred că e posibil, ever. Dacă într-adevăr în copilul ăla există o pornire către orientarea asta, orientarea sexuală, să zicem, queer, poate îi dă eventual un început de răspuns și la ce simte în interiorul lui. Poate, nu știu. Habar n-am. Mie au început să-mi scrie destul de mulți adolescenți pe social media pentru că să-mi mulțumesc că există, că e important, să existe modele. Nu ți-e frică să le răspunzi? Nu mi-e frică să le răspund. Mi-e frică când mă abordează inclusiv pe platforme de dating de ăștia de 18 ani, știi? Și nu... Eu evident că sunt mătușa Tamara, cum ar veni, și încep să-i trag de limbă să înțeleg ce cu ei și să le spun că nu e bine. Cumva, adică încerc să le fac educație. Și sunt curios de poveștile lor. Uite, mi-a povestit un băiat, nu mă văd niciun caz, nu mă văd cu ei, da, Doamne ferește, dar oricum nu dacă, sunt majori, ce pula mea, pus pe și da, vezi. Nu, dar știi, scriu, da, inclusiv pe platformele astea, dintr-o nevoie de a vorbi cu cineva mai mult decât să-și o bage mie, pe cel puțin, că deci mi-ai scrie mie pentru asta. Nu. Și am stat de vorbă cu un puștan la un moment dat care mi-a povestit niște chestii, efectiv nu-mi venea să cred cum cam și-a făcut curaj undeva pe la vreo 13-14 ani să le spună părinților că e gay și aia au crezut de cuvință să-l abandoneze efectiv în zilele noastre. Știi? Și să ajungă să trăiască în casa părintească, cum ar veni, singur, fără curent electric, fără încălzire, fără nimic, pentru că ai lui plecasele la muncă și refuza să-i trimită bani, să-și plătească utilitățile și l-au lăsat să stea în frig și în întuneric. 3 luni, în pandemie. Mamă. Înțelegi? Nu. No. Aceiași părinți care probabil că dacă văd o biserică la colțul străzii își fac cruce, dau de pomană dintre astea și știi, dar copilul și l-au abandonat. La măsura asta, pe mine, asta, acceptarea și toleranța asta și întâmpinarea nevoilor aproape lui e cu dublă măsură. Asta e o chestie pe care nu o să înțeleg eu niciodată. Nu, și gândește-te ce fel de start în viață are genul ăsta de copil. Știi, adică unde e ghidajul, unde e educația, unde e educația inclusiv afectivă, emoțională, ce fel de viață poate să aibă un copil dintre ăsta când ajunge adult fără să învețe un model de iubire. Și nici cinismul n-ar trebui să te mai mire la el. Pe mine mă mai miră cinismul, unică. Mă miră neamprostia la oamenii în care am crezut la un moment dat, asta da. Dar altfel... Hai schimbăm un pic subiectul. Hai. Este adevărat ca oameni care au activat pe TV. Da. Și unii dintre noi activează în continuare. Trebuie să revin și eu, dar văd exact cum. Deci, este adevărat că nu poți să te uiți la TV? Băi, e o chestie, mie mi-e foarte greu să explic. Dacă ajungi pe TV, ți-e foarte greu după aia să începi să te uiți la televizor. Eu nu mă uit mai mult la TV decât mai mult la TV la emisiunile la care apar. Asta înseamnă că mă uit la TV, în rest nu mă uit la TV, dar nu m-am uitat niciodată la mare lucru. Mai plecam de acasă și lăsam televizorul pornit pentru cățel. Și da, mă uitam la filme, dar filme nu știu dacă să pun ca TV. Gen. Nu. Că nu mă uitam la filmul de sâmbătă seara sau Singura Casă de Crăciun, mă doare în pulă de ăla. Știi, adică, scuze că vă dezamăgesc, dar ia că încă ceva care nu-mi place. Eu am o teorie personală despre care e cel mai bun film de Crăciun. Facem paranteză. Pentru mine e orice desen animat Disney, știu că nu e cool, dar eu asta fac duminică dimineața, îmi caut desene animate la care să mă uit. Ultimul desen animat de la Disney la care te-ai uitat. Ultimul? Nu știu dacă era Disney ăla... Aladdin, asta îmi plac. E Disney, mă, cum să da? Nu fie? Aladdin este Disney. No. Come on. Astea. Dar mi-au plăcut mai multe. Zici Aladdin filmul? Lilo și Stitch, da. Ăsta e ultimul filmul l-am văzut. Știi că e Guy Ritchie. Guy Ritchie l-a făcut, da? Da, e foarte cool partea aia de musical, că e fucking Guy Ritchie. Da, nu era filmul. Nu e atât de rău deloc. Da, nu e. Uite, vreau să văd Mica Sirena asta, trâmbițată. Cu sirena de culoare. Ce, l-ai văzut? Nu e bun? Nu l-am văzut. Am văzut Pinocchio și e oribil.
A, da? Am scos un Pinocchio, ce drăguț era Pinocchio. Pinocchio. Deci, da? Îți zic acum, Disney. Eu sunt fan Disney. De când a venit Disney Plus, e serviciul meu de streaming preferat. Uite, nu mi-am făcut încă, o să-mi fac. Până acum mă uit pe piratate. Fă-ți, mă, Disney. Dar ce, îmi plătești tu abonamentul? 2 milioane pe an. Doamne ferește ce scump. Cumpăr droguri. Ce droguri e tu, mă, de 2 milioane, mă, mâncați aici? Nu e sănătos la cap. Ce droguri care să-ți folosească ai putea să cumperi de 2 milioane? Nu, serios acum. Glumesc, nu era un start de nouă discuție despre droguri. Dom'le, droguri, droguri utile. Hai timbre. Asta pot să înțeleg. Nu, nu. Timbre ai putea. Nu. Mă rog. Da, în fine. Hai să revenim. Deci, să revenim, nu te uita la... Nu mă uit la Pinocchio. La Pinocchio. Da. La She-Hulk. Nu, nici nu mă tentează, nu știu de ce. Dar nu m-a prins deloc Hulk ăla. Nici el nu mă prindea. E simpatic, că e Mark Ruffalo. Ăla e actor, mă. Mark Ruffalo e actor. Sunt și bagabânți ăștia, că l-au luat pe ăla care e actor. E unul din cei mai buni actori din generația lui, Mark Ruffalo. Da. Ai văzut Foxcatcher? L-am văzut, dar ultimul pe care l-am văzut cu el e ceva cu un băiat care se întoarce în timp să-l cunoască, ceva cu taică-su, în fine, un SF de ăsta pe Netflix. Da, dar mai face și de-astea, mă rog, lasă. Dar Mark Ruffalo, ăla e actor. Da, fă, ok, ia la casă. Nu mă uit la Hulk, nu mă freacă. Adică m-am uitat, am încercat. Nu, dar și no. Hulk este oribil. Încerc multe odată. Dacă îmi place, mai revin. Dacă nu, adio. Și cu asta, basta și le șterg din memorie. În schimb, ultima chestie pognită total de pe Disney Plus la care mă uit este Hitmonkey. Hitmonkey. Care este o animație. Așa. Cu o maimuță. Da. Care este asasin plătit. Dar e maimuță. Și este pentru că maimuța este bântuită de fantoma unui fost asasin plătit, care când a murit lângă maimuță. Și au rămas în legătură. Are premizele unui mare succes, pentru că pare debil. Este dement complet. Deci este atât de fain. În primul rând e 18+. Mațe, tot, moarte, cinism. Aia e foarte... Da, e super visceral. Okay. E foarte îngurător. Hitmonkey. Zici că este serie animată. Uite, o să încerc. Dacă nu-mi place, îl abandonez. Și cu asta basta. O să vezi. Dar discutai despre TV, că ți-e greu să te uiți la TV dacă faci TV. Eu mă uit la TV, la ce fac când fac, pentru că sunt destul de perfecționist, știi? Și atunci mă uit să văd, în primul rând, eu ce fac greșit, ce nu-mi place, ce nu-mi iese, de-astea. Și după aia produsul per total, cum arată, pentru că nimeni nu vrea să facă parte dintr-un produs scadent, ne înțelegem? Toți vor să fie cu premianții, nu? Și în TV și în orice altceva. Da, una din casă acum. Eram cu Alice Dumitrescu, cu nevasta lui Brânciu, care e producătoare la noi, la Divertis, la ce am făcut, ce am mai făcut noi în serial pentru Canal D, și cu domnul Tony Grecu. Și stăteam și ne uitam la rebranding-ul exact de care spuneam, dar cu 2 sezoane, că vorbeam și cu Denis, care ieșea de la butoane acum. De la ăsta... Te cunosc de undeva. Bă, și stăteam și ne uitam și la un moment dat am zis aproape toți trei în același timp, bă, observă cineva cât de bine a început să arate emisiunea asta? Eu n-am vrut să o fac sezonul trecut, să fiu participant, nu, pentru că văzusem sezoanele dinainte. N-am vrut să o fac, mie mi s-a părut un compromis pe care l-am acceptat și dar înainte să cunosc echipa, să încep să filmez, când au început discuțiile, primul meu răspuns a fost nu. Pentru dar că mi se părea că ăsta e formatul de TV în care tu poți să fii cel mai tu. Dar eu chiar sunt plătit să fiu eu. Eu acum în sezonul 2, în sezonul trecut am fost concurent, în sezonul ăsta am emisiunea mea legată de show-ul principal. Dar inițial îți recunosc că nu vreau să o fac, pentru că, și de altfel, producătorul nostru general e fanul tău, ca să știi, când i-am zis că vin la Gojira, am zis, Gojira, îmi place. Păi dacă îi place să mă cheme în pula. Auzi, Emilia, cheamă-ți-l pe Gojira. Nu știu ce să fac acolo, dar când? Să vină să fie hater. Să ridic din sprânceană și să zic zarug. A, vrei să fii jurată cum ar veni? Da, da. Zarug. Zarug, o să spun un lucru pe care nu ți l-a zis nimeni niciodată în viața ta. Foarte slab.
Da, și mă rog, în fine, da, nu-mi pare, nu că nu-mi pare rău, mi-am găsit cumva un loc în care să mă simt foarte bine acolo, ești nebun. Să mă simt foarte confortabil. Sunt doi oameni care îmi plac de mor din motive total diferite la te cunosc de undeva. Tu și Paula Chirilă. Da, da, mi-a plăcut și mie, mi-a plăcut de Paula, e foarte, deci, e Paula, naturală. Paula și Zăneciul. Paula da, este... E foarte talentată și a rămas om. Este... Credeam că asta e întrebarea, dacă oamenii din TV sau vedetele sunt oameni și ei. Da, nu, sunt bun, Paula. Paula nu că e om. Eu aș spune că nu toți. După cum foarte bine a zis Capatos, Paula nu că e om, dar e mega fată. Da, da, e mișto, asta Paula. E vorba. Și e mega talent și Paula cumva pare și ea că e de o eternitate pe TV. Te e. Adică e. Paula, o să înțeleagă lumea că o fac bătrână, nu sub nicio formă. Da, e și născută pentru te. Bă, sunt unii oameni care n-au ce căuta în altă parte decât pe TV. Doamne ferește, de ce să spui asta? De ce să-i limitezi omului opțiunile? Da, că le stă, că mă simt vizat de aia. Da. Nu, mie îmi place să fac TV, dar în același timp vreau să spun că mi-ar plăcea foarte mult să fac și teatru la un moment dat. Și chiar aștept încă ocazia aia și, uite, popularizez ideea să mă ia într-o piesă, într-un ceva în care să fiu mai mult decât o pată de culoare. Și la filme la fel, că am jucat și într-un serial și într-un film care urmează să fie lansat. Ai voie să zici? De serial, serialul a fost așa, pe HBO ăsta, Max, ăla, Rux, dar ăla, da, în care am avut o apariție, dar filmul nu știu exact cum se cheamă, nu e lansat încă, adică working title era Dublă Fericire. Foarte simpatică ideea, nu o să-ți povestesc, că nu știu dacă am voie, nu știu nimic de genul ăsta, dar a fost mișto și a fost pură improvizație, pentru că am lucrat cu un nebun superb. Sebastian, Seb Mihailescu îl cheamă pe regizor. Nu știu. No. La filmul lui de debut am jucat, da, și a fost totul pură improvizație, n-am văzut mai nebun mai mare, m-am îndrăgostit direct, pentru că îți aduce o tâmpită despre care știi, dar nu prea știi dacă poate, ce poate, cinci cu măsa și să-ți riști proiectul băgându-o pe set și ce... Am dăduseră niște pagini de dialog, dar care s-au tăiat și s-au tot tăiat și s-au schimbat și s-au nu știu ce, și când am ajuns în ziua filmării, i-am scris lui Marc, băiatul lui Solomon, și i-am zis, bă, voi sunteți siguri că vreți să mai vin? Că văd că tot ce, n-am mai nimic, ce fac acolo? Am zis, nu, sigur, vină. Și am ajuns pe set, a durat mai mult drumul. M-am dus pe set și da, și tu ești aici în scena asta, tu faci asta, și interacționezi cu ăsta și îi spui asta și el îți răspunde și spui, da, bun, și replicile unde sunt? Nu, improvizezi, dar facem o repetiție înainte și după aia dăm direct rec, dar aveți grijă doar că e pe peliculă. Când nebunul filma pe peliculă, tu înțelegi? Adică aduci Sandy Lau ca neactriță, nenimic, știi? Și o pui, hai, fă, improvizează, fă, dar pe peliculă... În era filmatului digital, tu știi cât de scumpă e peliculă? Da, tocmai. Îți dai seama că m-am căcat pe mine, dar nu puteam să arăt așa ceva. Știi că, na, aveam opțiunea să mă duc acasă. A trebuit să-mi adun coaiele și să fac ce trebuie să fac. Și a ieșit mișto. Cică, n-am văzut încă, abia aștept. Tu acum prospectele... Deci mie personale. Să nu spui că numai pe TV sunt bun, da? Că eu vreau și teatru, vreau și film și fac și muzică. Mâine plec la Timișoara să cânt, de exemplu. Unde? La ce? Cânt la Centrul Cultural Francez într-un eveniment organizat de o asociație pentru drepturile persoanelor queer LGBTQ+. Ce cânti, Doamne iartă-mă? Eu cânt jazz-uri, cânt niște musical... Așa. Asta când cu un pianist. Da, când. Dar sezonul trecut la Te Cunosc de Undeva, da, știu. Am cântat și acolo. Bine, n-am cântat ce aș cânta eu, dar tot m-am manifestat. Ce ai cântat tu? Ce am cântat? Exact ce ai cântat tu. Spre exemplu, momentul ăsta, dacă spun așa, Zaruc, cântăm 3 cover-uri ale pieselor tale preferate ever go. De ce? Că ce? Ca să-mi dau seama exact zona artistică în care te învârți. Bă, dar așa se face. Mai lipsa să-mi dai un pic să-mi mână și să-mi spui vindel.
Eu când când exact Billie Holiday, nu pot să fac asta fără să-mi încălzesc vocea, nu-mi place chestia asta. Nu, dar nu să te pun să cânți acum. Nu, am zis să facem o simulare. Dacă în momentul ăsta spune cântăm trei cover-uri ale pieselor tale preferate ever, primele trei piese care îți vin în minte, care sunt tale? Doar păi să nominalizezi. Wild is the Wind este prima piesă care îmi vine în minte întotdeauna, asta e în varianta Ninei Simone. Asta îmi place cel mai și cel mai tare. De la Billie Holiday. Ce dracu vreau de la ea. Aș vrea să fi fost Billie Holiday de la Billie Holiday, sincer. Mai mult decât piesele. Bă, da, vezi că ți-am zis niște repere de astea, adică vocal range-ul acolo este... Da. Mai ales la Nina Simone. De la Dinah Washington și le și... Astea le și cânt, gen. Da. Cry Me a River, What a Difference a Day Makes, mai sunt. Astea ce cânt, astea pe care le cânt, astea sunt preferatele mele, cumva. Că nu pot să cânt orice, adică nu sunt cântăreț în sensul că îmi dai ceva și eu cânt. Da, o cânt, dar nu se transmit, știi, eu cânt mecanic, cum am făcut la TV. Asta vreau să zic, care piesă a fost cea mai dificilă la TV? Tehnic care te-a chinuit cel mai tehnic tare? Tehnic m-a chinuit cel mai tare Montserrat Caballé, pentru că trebuia să cânt ca o soprană de coloratură. Și efectiv... Pe care l-avem în comun și eu am fost la un moment dat Montserrat Caballé, dar am făcut lip-sync. Am zis, ai făcut lip-sync? Da, să face lip-sync. Un sueño me envolvió. Dar n-am vocea nici încălzită, trebuia să mă duc și cu două note mai sus. Adică da, s-a făcut lip-sync. Nu, eu chiar am cântat tot ce s-a auzit acolo. Adică e vocea mea pe tot. Mamă, asta e tare. Da. Pe mine mă interesează foarte mult când am întrebat de cântat. Eu am un foarte mare respect pentru actul creației, adică te-ai pus să și scrii muzică? Ai piese scrise? Nu, m-am mâncat în cur în această ultimă perioadă să-mi doresc acest lucru și am început prin object writing, încep să-mi antrenez mâna, mie mi-e foarte frică de foaia aia albă, știi? De altfel, ideea cu care am plecat în Asia Express era să fac niște bani și după aia stau pe curs să încerc să scriu. Și n-am făcut-o nici în ziua de astăzi, pentru că după aia au început să tot vină oferte și să tot fac lucruri. Lasă că e foarte bine. Gen, într-un an, practic, am făcut, cred că, 3 emisiuni TV. Și adică, nu ți-e frică mai... de supraexpunere? Frica e mult spus, pentru că oricum lumea uită, nu e ca și cum dacă ești pe TV, vai, toată viața o să fii recunoscut. Nu, în jumătate de an nu mai știe nici dracu de tine dacă e. Asta. Dar de ce mă feresc este de o casetare, știi, acest rol, că de-aia am sărit când ai zis că TV-ul e pentru tine. Știi, mie nu-mi place să fiu constrâns de așteptările oamenilor. Știi, nici să fiu, de exemplu, asociat sau asimilat cu un umorist sau un comedian, pentru că nu sunt numai asta, știi? Nu că aș avea ceva împotriva activității ăsteia. Că da, probabil că am umor, sunt funny, sunt circotecă, dar nu sunt asta. Știi? Și atunci mă feresc să fac mereu același lucru. Doresc să explorez cât mai mult din range, să văd cam cât duc și unde duc. Dar formatele astea de emisiune sunt restrictive, adică acolo... Păi până acum nu, ce să vezi. La Asia Express am făcut ce a vrut pizda mea. La șerf, la cuțite, am făcut gătitul și am vorbit ce am vrut să vorbesc. La Te cunosc de undeva, în 10 episoade am făcut 10 personaje diferite și oricum ce-a vrut pizda mea. Iar în sezonul 2 de la Te cunosc de undeva sunt în calitate de intervievator, mai mult de gazdă a unui show. Adică am... Îmi place foarte mult cum ești ca host. Păi, eu apelez, eu fac întotdeauna apel la partea umană celui din fața mea. Pe mine vedetele nu mă interesează deloc. Pe mine astea, altarele astea ale egocentrismului mă plictisesc teribil. Și atunci challenge-ul meu constant în ceea ce fac este să ajung la omul din spatele măștii pe care vrea să o prezinte. Și, merge.
reușesc. E interesant, mă, când ai de traume devine și mai interesant. Începe să învețe tot așa. Este. Da, bine, nu pot să fac chiar tot ce vrea mușchiul meu. Eu fac, dar nu doesn't make the cut, știi? La modul cel mai serios, ți s-a atras atenția vreodată? Bă, niciodată. Vezi că e prea... Niciodată. Deci niciodată, și spun cu mâna pe inimă, că nu numai că niciodată, dar singurul meu brief la acest proiect, ultimul la care lucrez, din partea producției, al trustului Antena 1, așa. Care Antena 1, așa. Este să fii cât mai tu însuți. Asta trebuie să fac. Eu am, practic, jobul meu, job description-ul meu este să fiu zarug. Whatever the fuck that means. Asta. Probabil până când, dacă eu forțez limitele prea mult, probabil că, dar nu știu ce înseamnă prea mult, pentru că m-am, vizual vorbind, sunt complet explodat în emisiunea asta. Gen, cred că mi-am depășit până și limitele mele, că îmbrac la emisiune și lucruri pe care nu le-aș îmbrăca în mod normal pe stradă, pentru că unde dracu mă duc ele, știi? De spus nu mai vorbim de forme de umor, de insult comedy și toate astea. Mă și întreb câteodată cum de nu s-ar la bătaie, că eu spun niște lucruri în glumă de te crucești și prima reacție e șocul, așa îți captezi atenția. Știi? Ești pe zona asta de shock joke, cum se zice? Da, cam da. No. Dacă ar fi să ai un model de personalitate TV din afară, care crezi că ar fi ăla? Băi, mie îmi plac foarte mult drag queens de la RuPaul, asta alea legendarele. Zi. Este una, Bianca Del Rio, care e regina insultelor, umorului. Știu. Și e mișto personajul ei public și în același timp are și o parte umană și caldă și emoțională, dar pe care o stăpânește foarte bine și nu prea o arată și pe aia. Recunosc public aici, de față cu Zaru, că mă uit, păi, la e o muscă care Race. Te uiți, nu? Da, normal. Da. Și la Keeping Up with Kardashian. Mi se pare, aia mi se pare, nu, Keeping Up aia nu, dar RuPaul mi se pare emisiunea perfectă de divertisment. Este atât de ofertantă pentru oricine. Este o explozie de culoare, talent. Ce vrei tu? Apropo de activism, da. RuPaul la un moment dat a zis, băi, mai ușor cu activism, adică la un moment dat RuPaul, de la un punct încolo, a început să fie el însuși, ea însăși, nu știu cum să... El însuși. A început să fie un picuț deranjat de agenda asta care e împinsă cu orice preț, el justificând că nu face neapărat un serviciu comunității. Faptul că împingi cu orice preț agenda LGBTQ, orice ar însemna asta. Eu nu înțeleg ce înseamnă agenda LGBTQ. Tu înțelegi ce înseamnă? La nivel de comunicare în afară. Acum vorbim de America, vorbim de altă planetă un picuț. Și știu că ipocrizia păi nu știu, este că vorbește un băiat din Țăndărei cu o fată din Botoșani. Păi, trage o muscă la mine, meaning I'm the shit. Asta mă gândeam și eu. I'm the shit. De duș mi-am făcut, am reușit. Dar mă disperă că mă gâdilă. Nu știu ce înseamnă agenda LGBTQ în state sau în altă țară, că nu chiar pot să spun că mă interesează subiectul. Nu, și nici nu cred că o să se întâmple prea curând, că nu mă atrage deloc societatea americană. De ce nu te atrage societatea americană? Pentru că mi se pare că este... mult mai în slujba banului cum ar veni și că nu este aproape deloc echitabilă cum am crede și că este poate ăsta tărâmul visurilor, dar pentru puțini, adică aia care reușesc. Cei mai mulți sunt varză, adică săracii sunt la modul că nu-și permit nici măcar să ducă la spital, făi, ceea ce măcar în România poți, te duci la spital, îți mai permiți încă. Obamacare-ul a dat cu ăștia în gard foarte tare în privința sistemului medical de la ei. Dar dacă ar fi să emigrezi într-o țară... Am fost emigrant în Franța. Și? Unde în Franța? La Paris am locuit 2 ani, mi-am făcut școala, mi-am început activitatea acolo cu celălalt domeniu de activitate. Adică primul pentru care am devenit cât de cât cunoscut e moda.
Am fost designer de modă o perioadă, de vreo 10-12 ani, habar n-am. Cam așa. Mi-a trecut. Pentru că eram idealist, îmi doream, eu m-am îndreptat spre modă pentru prezumția. Da, o fi foarte clișeic, dar când ești un refulat, un reprimat care nu s-a exprimat creativ sub nicio formă ca să nu bată la ochi. Eu ani de zile nici măcar n-am dansat pentru că era prea feminin dansul. Sau mă gândeam dacă, de exemplu, intram într-o încăpere, oare să salut sau nu, pentru că vocea mea s-ar putea să sune prea feminin. Adică multe chestii, multe limitări, da, dar sună în continuare. Când mă sună curierii, îmi spun să rămână. Și mi s-a întâmplat și în aeroport la Charles de Gaulle, acum că m-am întors luni de la Paris iarăși și am intrat într-un duty free să-mi iau căști, că mi le-am uitat pe ale mele acasă și eram cu mustață roz în fața casierei și nu se uita la mine, se uita în jos și când i-am zis bonjour, mi-a zis bonjour madame și când a ridicat ochii a înlemnit că nu eram femeie. Acum n-a. Acum mă distrează. Lui, acum da. Nu, acum mă distrează teribil, dar când ești nesigur pe tine, adolescență, lipsă de experiență, lipsă de asumare, nu știi cine ești, te frustrează, te marchează. Nu te-a distrat. Nu. No. Asta e, băi, câte universuri paralele coexistă în același spațiu, mă, pe nume România, pe mine, asta în continuare mă distrează extraordinar de mult, mă și întristează, dar asta e altă discuție. Da, mă rog, în fine, deci clișeistic sau neclișeistic, eu m-am îndreptat spre modă pentru prezumția de creativitate și libertate pe care nu mi-o îngăduisem până atunci. Asociam moda cu o formă de exprimare liberă, că în modă poate de aia foarte mulți gay gravitează către modă, pentru că percep moda ca un mediu safe în care să fie ei înșiși, în care e ok să porți fustă dacă vrei să porți fustă tu fiind băiat, în care e ok dacă vrei să ai unghii făcute să ai unghii făcute, e ok să fii și efeminat dacă vrei să fie dacă așa ești, dacă asta ți-e firea, adică nu, și într-adevăr în modă ești mai puțin judecat pentru asta. Ție, dar în modă, de... ca business, ești judecat pentru asta și în moda hai, și ești limitat oricum la anumite activități. Adică nu faptul că ești efeminat te face modist, ci un know-how, iar moda este o industrie ca orice altă industrie și am constatat spre dezamăgirea mea destul de târzie că și la case foarte mari, pentru că ultima mea experiență a fost ca angajat în modă la Rick Owens și m-am întors de acolo în depresie și asta m-a făcut să îngrop capitolul, cum să spun, ambiție de a deveni ceva în modă în continuare. Nu era lucrativ? Lucrativ, în sensul de făcut bani. Era un mediu foarte toxic, foarte de fabrică comunistoidă, condusă pe un sistem la limita nepotismului, în care trebuia să te fii lingușitor cu șeful, în care multe lucruri care nu mi-au plăcut pentru că nu e ceea ce mă așteptam. Na. Nu-i reproșez omului nimic, căcat, până la urmă, business-ul omului. Asta zic, face... afacere privată. Da, dar eu îmi imaginam că e după chipul și asemănarea lui publică. Publice. Și nu era deloc. Business-ul e, din spate este efectiv mentalitate de italieni afaceriști. Nici o treabă cu creativitatea, nici o legătură cu libertatea. Discrepanța dintre persoana reală și persoana o public, nu pot să spun da, eu... nu există și la tine, adică... Nu există. Mare parte nu există. Ai o transpunere de asta totală a omului zarug în persoana da, na, nu știu, zarug. Dacă îți fac impresia că sunt altfel când nu merge camera, că nu ne cunoaștem și am intrat un pic angoasat că ce pula mea o să vorbesc cu ăsta, că nu-l cunosc, cine știe câte ore, oricum trebuie să fug la repetiție acuș. Da! Nu pot să fiu... Ce vrei să tăiem acum? Nu te-ai simțit bine? Știi că... Nu, ba da, cum să nu? Nu, dar evident că când nu cunoști un om, ești un pic mai reținut. După aia începi să-ți mai dai drumul la trâmbiță. Mulțumesc lui Dumnezeu, ți-ai dat. Oho! Da, nu, că eu dacă dacă nu aveam o stare de comunicativă, îți spuneam. Sigur că preferința mea azi era să stau în casă, să dorm și să nu văd pe nimeni, dar n-am cum. Și... Disclaimer-ul nu? Este că e joi dimineață. Adică tragem numai acum, a avut și el timp. Ne-am văzut. Păi pentru că vin după un weekend petrecut cu maică, mi-am fost la Paris și ne-am rupt picioarele amândoi pe acolo să vizităm, că a fost ziua ei. Și am zis, hai să merg cu mama la Paris.
Paris, noi doi. Și m-am întors luni direct la filmare, la repetiția emisiunii, că filmez și la repetiție. Deci m-am trezit dimineață, luni dimineață la 5. De la 5 la 5 după amiază am fost pe drumuri, avioane, transporturi, cat mâncat rahat. De la 5 și jumătate până la 9 jumate spre 10 am fost în repetiții, în filmări, în rec, la București. De marți am avut call pe platou la 9. Am terminat la 11 noaptea, la 9 dimineața până la 11 noaptea. Ieri am filmat de la 10 până la 9 jumate iar. Astăzi am la tine, m-am culcat repede când am ajuns acasă, ca să mă trezesc să ajung la tine acum dimineață. La amiază am repetiție pentru cântarea de la Timișoara. Spre seară ar trebui să văd și o prietenă care își serbează ziua și n-are ea vină că eu am programul așa. Mâine dimineață la 5 trebuie să fiu în aeroport că zbor la Timișoara. Aoleu, seara când? Îi zic exact cu ce companie zbor. Cu Taromu. Nu cu High Sky? Nu știu, cred că sper că cu Taromu măcar. În fine, că nu m-am ocupat eu de transport, nu. Companie basarabeană. Păi, este extraordinar. Eram cu Psihotrop. Ne duceam fix la Timișoara. Da. Zborul de la 5 dimineața ăsta, cele 5-6 dimineața, nici nu mai știu câte e. Și auzim exact așa, am mai spus în podcast. În cazul puțin probabil al depresurizării cabinei, vor cădea măștile de oxigen pe care vi le recomandam să vi le puneți peste năsuc și peste guriță. Așa spune? Exact așa a fost. Bă, am început să râdem. Au o poezie ăștia din Basarabia. Era și cu acim, peste năsuc și peste guriță. Ok. Și de atunci a devenit compania mea preferată, îți dai seama, High Sky. Păi nu știu cu ce zbor, când plec de la, uite și asta trebuie să fac, trebuie să mă duc să-mi intru pe codul de rezervare, pe link-ul pe care mi l-au trimis organizatorii, că n-am apucat, efectiv. Plus că la High Sky foarte bine pe stewardeze. Da, foarte interesant pentru mine, wow. Băi, nu știu, eu zic că acum împărt să faci. Wow, o să zbor cu niște fete frumoase, Da, aștept să ajung la ea și acum. Unde sper să Bă, și ce mă interesează întotdeauna într-un avion? Dacă îi treci pilotul, rest mi se rupe cum arată stewardesele sau stewardii. Bă, citit. Că mai nou nici apă nu-ți dau, deci ce mai m-ar interesa? Dacă se depresurizează avionul sau cade, Doamne ferește, nici nu mă mai interesează nici indicațiile lora, că oricum crăpăm toți. Deci aia e. Pentru mine zborul cu avionul este cel mai relaxant lucru posibil, cred că din cinismul meu, pentru că mă scutește de efortul de a mă gândi la sinucidere. Unul la mână. Și e ceva ce... E complet în afara mâinilor tale, adică ești în mâinile altui om. Și să-mi bag nu depinde de tine. La cât costă biletele de avion la voi, ați putea să dați măcar o cafea în pizda mâții în avionul ăla, care dreptate, zarug, m-am plâns de nu știu câte ori în ultimele 2 săptămâni. Păi aici zice lumea că am ceva cu Taromu acum. Ești diva. High Sky. Sunt divă. Băi, mâncați așa. Am fost la Oradea, 250 de euro biletul și ne-a pus un pahar de apă din sticlă turnat. Da. Am mai zis, gluma era că următorul... Dar nu mai nici bagaj de cale, eu nu lasem nici bagaj, a trebuit să-l plătesc după aia. 2,5 milioane. Nici nu mai știu că dracu a fost, că... E pe la 2 milioane să ai bagaj de cale. Ce urmează? Găleată cu cană, cu lanț, să nu furăm cana? Și care vrea, mă, apă? Luați de aici. Ar fi fun să împărțim aceeași cană, ca în copilărie. Și exact. Apa să fie de aia un pic sălcie, ca la țară, la fântână. Și toată lumea să bea pe la toartă. Ca să nu... Sau să-și ia așa cu șervețelul, să șteargă cantul. Tu de unde ai băut? Și asta râdeam cu Raul Ghiba. Adică apă, un pahar de apă, și șervețel umed. Care e logica? Păi, în continuare ți se dă șervețel umed. Mie îmi convine că îmi dă șervețel umed, că mă șterg pe mâini și mă scutește de efortul de a mă duce la budă. Și poate nu mai dă cafea, pentru că știi cum, când după ce se închide semnalul de centură, se face budă la căsătoare. Pentru toată lumea. Și asta e ceva super rău. În avion, gen să intri după vreo unul sau iar să fii din spate... Mai sunt filme de-astea în care sunt scene de sex în buda de avion. Terminați cu... Nu, dar chiar mă întreb unde... Mă bușește râsul. Că mă mai întreb așa... De-am unde... Care e locul în care... În cel mai neobișnuit în care ai făcut sex? Deja fapt că am Mamă, făcut... Mamă, deci eu am răspuns... Putem să-l tăiem, dar este...
dar este atât de greșită gluma. Care e cel mai neobișnuit loc în care ai făcut sex? În cur. În pizdă, doamnă. La mine, literalmente. Vai ce vulgar, plec. Aoleu, da, o să tai complet asta din podcast, pentru că vreau sponsor, nu. Mai ții minte extraordinarul reality show făcut de Columbeanu pe B1 TV? Aia cu Monica Columbeanu și cu el? Bă, ce tare a fost aia. Care e cel mai neobișnuit loc în care... nu, unde ați făcut ultima dată dragoste? Irinel, în bucătărie, Monica, în fund. Pe bune? Bă, nu m-am uitat, n-am văzut asta. Bă, este și cu sex. Am zis, am ratat multă pop cultură. Bă, și nu da, pot să spun că regret. Eu am și apărut în ala. Ai apărut în ala, da. Am apărut că eu fiind DJ și de asta puneam muzică la nu știu ce. Așa, veneam cu camerele. Așa, sau nu mai știu ce. Și erau cu reality show, făceau. DJ Cojila. Și eu, la vremea aveam 160-170 de kg, ceva enorm. Și un tricou galben pe care... Păi de-aia am venit la tine, că în orice ipostază sunt mai slab. Da, mă, nu, am zis. Și cu țâțe mai mici. Nu știu ce să zic, la țâțe nu mă pot plânge. Acum s-au mai lăsat, că am slăbit și eu 10 kg din 120. Deci s-ar putea să da. Îmi pare rău. Nu, mie nu deloc, pentru că mă simt îngreunat. Vârsta, fac 41. Oho. O să fac 42 în curând. Și nu, mă trezesc câteodată lemn, efectiv. La vremea aveam tricou pe care scria, aveam un tricou galben pe care scria am învins. Două cu sute făcute un tricou pe care scria am învins anorexie. Asta era? Nu e corect nici asta, pentru că anorexia e o boală. Pe care am învins-o. Da? Ai fost anorexic? Nu. A. Pentru că am învins-o. Am înțeles gluma. O să spargem jazzul foarte bine. Are treabă și domnul Zaru. Da, e simpatic, da, cu jazzul chiar la, și aici am fost la niște cântări de jazz. Nu știu de ce jazz. Apropo de muzică, nu știu, așa mi-a venit. Mi-am adus aminte că era un grup de jazz. Nu știu de ce jazz aici sau de ce. Nu, nu știu de ce jazz eu, da, dar cred că nu, în fine. Mă rog. Jazzul e genul muzical cu cel mai mare statement. De fapt, nu știu dacă îți dai seama. Deci nu mi-am pus întrebări. Având un dispreț profund pentru, nu cred că e dispreț profund, dar având un dispreț pentru America în sine, jazzul e unul dintre puținele produse culturale autentice americane. Da. Oricât de mult le-ar plăcea europenilor să creadă că au stat și la bani, nu. Dar eu n-am pretenția că sunt muzician sau nici habar n-am ce fac. Eu nu, sunt un soi de transmițător de emoții, atâta tot. Gen. Două chestiuni înainte să spargem jazzul. Mm. Una serioasă, una vreau să facem un fel de tier list de asta, nu-mi dau seama, că și e de filme de Crăciun. Mi se pare că să vorbești de filme de Crăciun, de Crăciun, este redundant. Pe de altă parte, să vorbești... Să știi că sunt două muște, scuze. Da, dar sunt mai multe. We are both the dracu. Shit. Ce ați făcut, fă? V-ați căcat aici? Băi, hai, nu, scuze. Dar, ca să-ți dau un inside. Conducta de acolo pe care o vezi... Este conducta de deversare a întregii scări de bloc în subsolul căruia ne aflăm. Ah. Deci pe acolo trec toate dejecțiile. Exact aia e conducta. Okay. Care, după cum bine observi, și foarte bine aerisită. Da, avem acces înțeles. Direct. Fără nicio legătură la emisiunea. Da, da. Așa. Revenind. Serios acum. Expunându-te ca persoana asexuală. Dar eu nu mă expun, stai, scuze că te-am întrerupt iar, dar eu nu mă expun ca persoană asexuală. Eu mă expun în toată plenitudinea mea, de-aia insist să-ți spun că cum sunt aici, sunt și pe sticlă, dar într-o emisiune televizată, înregistrată, există un montaj și din montajul ăla să scot părțile care sunt, probabil, care nu corespund cu direcția emisiunii în care ești. Eu nu mă feresc să fac glume, să flirtez, să sunt... Nu, întâmplător am o cameră după mine și un microfon, dar tot eu sunt, înțelegi? La montaj trece ce trebuie să treacă și înțeleg perfect că... Nu, că asta e direcția emisiunii, dar nu... E mult spus că sunt... Că
Dar da, înțeleg. Asta percepția... fiind proiecția. Bă, da. Asta e proiecția. Da, pop cultură. Adevărul pop meu cultură. Nu e adevărul. E adevărul e percepția publicului despre. Da. Îmi pare rău. Tot timpul să fie incongruențele astea. Și atunci, cum stă Zarug în 2022 din punct de vedere sentimental? Am pus întrebarea foarte nesimțit și direct, altfel n-am cum... Fă-mi pe plac și răspunde-mi, te rog. Da, eu în viața asta am fost îndrăgostit odată, foarte tare, unilateral, prostește, așa. As you do. As you do, de o persoană care n-avea nicio treabă nici cu mine sau alegerile mele de viață, ca să mă exprim așa simpatic. Asta a fost prima oară. S-a suferit? Foarte tare, da, foarte tare, pentru că eram lipsit complet de experiență, știi, și atunci evident că mi-am luat-o... adolescentin? Pentru cineva care și-a negat tot ce înseamnă adolescență, da, la 24 de ani eram post-adolescentin, așa era, dar trebuie să recunosc că și asta m-a împins să fac lucruri, știi, să... Da, toate mă împing. Doamne, ce drag bun e decepția amoroasă. Da, păi de altfel mai făceam glume că dacă Romeo și Julieta supraviețuiau, se căsătoreau, făceau 3 copii, nu mai păsa nimănui de ei, că ce pula mea îți pasă de un cuplu boring care se înțelege bine. Din Verona. Din Verona. Domnule. Avem și noi Verona noastră în județul Botoșani. Se cheamă Verona, dar mă rog. Ah. E plin de oameni care să iubesc, cresc copii și au familie. Who gives a fuck? Exact. Trebuie dramă, moarte. Nu se poate. Da, uite și la și aici cred că e o problemă legată de cum percepem iubirea, dragostea. Deci sentimental, Zarug e pe drumul revelațiilor, a mecanismelor care mă împing către un om mai mult decât spre altul. Și să-mi înțeleg triggerele, să-mi înțeleg pattern-urile și toate astea, ceea ce mă face foarte lucid și ușor cinic sunt oricum, dar greu de păcălit, știi? Și inclusiv de către mine sunt foarte greu de păcălit. Chiar dacă câteodată mă mai ambalez așa cumva și mă arunc într-o vâltoare, îmi revin foarte repede. Am avut o tentativă de interes față de o persoană care s-a dovedit foarte repede că era greșită și din motive și, mă rog, aplecarea mea către ea, motivele erau complet aiurea. No, și s-a încheiat imediat. Mi-am reactivat niște conturi de astea de dating, pentru că la modul real, știu că sună poate din nou cinic, dar într-un oraș cu milioane de oameni, dintre care foarte mulți se plâng de singurătate, mai niciunul nu e suficient de deschis cât să facă cunoștința sau pașii spre cunoașterea unei alte persoane în viața reală. Toată lumea stă pe telefon. Mi s-a întâmplat, de exemplu, când mai aveam conturi de astea, așa, de dating, să-mi trimită poze cu mine de pe stradă și să-mi trimită mesaj să-mi spună, uite, eram în spatele tău pe stradă. Stau, wow! De ce nu m-ai oprit? Asta era și întrebarea mea. Ce crezi că eu n-am stat pe Tinder? Frica ne... sunt pandemie. Păi, cred că toți suntem futuți oricum în cap. Adică toți avem frici de respingere, nesiguranțe, de la ordin fizic până la pisic și financiarul contează foarte tare. Foarte tare. Foarte tare. Și după aia ne întrebăm, dar și la gay, dar și la straight, știi, de ce nu sunt mai multe cupluri, de ce băieții nu se implică, nu își doresc relații, pentru că n-au ce oferi. De aia. Pentru că n-au ce oferi, pentru că un bărbat în 2022, un tânăr care că ar trebui să-și caute fericirea cu o altă persoană, de orice sex ar fi ea, nu are, îi lipsesc mijloacele de a fi acel, cum să spun, un pater familie care are rolul în primul rând de provider, gen, asta, cum ar veni. Exact, deci, era cuvântul, dacă provider. Tu ești unul care te chinui să-ți plătești chiria, te chinui să mănânci, te chinui să mergi la o sală, dacă ai de mers la o sală. Adică știi, când viața ta e limitată la subzistență, ce căcat să-ți rămână de oferit și altei persoane? Și asta e, de fapt, tristețea lumii în care trăim. Nu. No. Iar deci, Zarug emoțional stă mai bine decât stătea anul trecut. Nu mulțumitor, sunt și eu pe o proastă în drum.
Asta sunt o proastă în drum. O proastă în drum, dar măcar am ce oferi. Da, cu niște perspective, să spunem, da. Și niște idei destul de clare despre ce vreau. Astea sunt unele din schimbările majore. Că știu ce vreau și înțeleg de ce nu s-a întâmplat, de exemplu, să am mai multe relații, că da, ok, m-am îndrăgostit de unul, am suferit, nu știu ce, wow. Nu crezi în vrăjirile astea progresiste, cu poliamorie, cu nu știu ce? Nu, eu cred că oamenii pot să iubească mai mulți oameni în același timp și pentru motive diferite și cred că se poate orice. M-am exprimat foarte greșit în sensul în care a părut că am fost foarte dismisiv la ideea poliamorie. Păi ai fost, dar nu contează. Nu am vrut să fiu. Eu cred că între parteneri, oricât ar fi ei, atâta timp cât există armonie, cât lucrurile se fac din motivele bune, nu din motivele corecte, dintr-un soi de obligație sau frica că vei fi părăsit dacă nu. Știi, din experiența mea sau din limitată... Sau toxică nevoie de validare, că mai e și chestia asta. Da, nu știu, da, probabil că și de asta, da. Nu știu, sunt multe, cel mai mult am interacționat cu fete și le știu foarte mult poveștile. Uite că m-a întrebat adolescența și toate alea că nu mi-am trăit viața, am trăit foarte mult prin ele. Știi, eu eram singur cuc, dar eram expert în relații. Și în cum să agăți băieții și cum să-i ții pe, să-i faci să facă ce vrei tu. Te dai sfaturi? Da, în continuu. Și când exista Mirc, am și flirtat pe Mirc pentru o prietenă să-i aduc obiectul pasiunii mai aproape și eram destul de tare pe chestia asta, un pic agresivă câteodată. Dar na, asta e partea masculină. Am citit o statistică, un articol foarte bun în New York Times, dar asta cu vreo 10 sau 11 ani, care ți-mi minte că mi-a rămas în cap, legat de activitatea sexuală a persoanelor homosexuale din New York, care este mult mai plină din simplu motiv că sunt foarte direcți. Și explicau că abordarea care e foarte directă, mai ales la bărbații gay, face ca viața lor sexuală să fie una plină, bogată și de la un punct în care... A mea nu e, să știi. A mea nu e pentru că nu... Pentru că nu e. Nu. No. Și eu sunt o persoană destul de directă, așa da, am pretenția. Da, am văzut. Dar în același timp, pentru mine există o limită foarte fină între senzualitate, erotism și libidinoșenie și foarte des limita e încălcată foarte repede și atunci asta mai degrabă mă scârbește decât să mă excite și atunci s-a terminat discuția înainte să concluzioneze ceva orice. Deci care e cel mai mare turn-off pentru Zarug? Libidinoșenia. Da, libidinoșenia asta mă scârbește cel mai tare. Mamă, o să pun o întrebare acum, m-am tot gândit dacă o să o pun, dar o să o pun. A existat vreodată vreun tip de interacțiune erotică cu o femeie? Nu. Nu, niciodată. Eu mai glumeam și spuneam că nu sunt lesbiană. Da. Okay. Știi? Nu, pentru mine, eu sunt mare fan al femeii, mi-ar fi plăcut probabil și poate chiar am și fost în altă viață, habar n-am, sau poate urmează, deși dacă m-ar întreba cineva aș spune că nu mai vreau, mi-a ajuns, mulțumesc, sunt pregătit să nu mai vreau. Dar sexualmente nu m-am simțit niciodată atras de femei. Pur și simplu, nu mi se scoală pula, na, pe românește. Crezi că ai fost obiectul pasiunii vreunei femei? Sincer, ce zice ție instinctul? Și mai am o întrebare foarte... Cred că când eram copii, probabil, cu prie, pentru că eram foarte deschis și foarte și răbdător și îngăduitor și de, în fine, eram și un prieten volubil, bun și foarte volubil. Și foarte volubil, da, poate, în secret, pentru că de exprimat nu mi s-a exprimat nimeni să-mi spună că m-am îndrăgostit de tine. Ca fete vorbesc, dar nici ca băieți nu chiar s-au înghesuit, dacă ai idee, fete, că de aia vorbeam.
Da, nu știu ce să zic. Întreabă-ți publicul și vezi. Nu? No, dacă sunteți vreo persoană de sex feminin care s-a simțit vreodată atrasă de zarug și nu i-ați declarat, lăsați în comentarii. Mă, ce stupid e. Dar nu, serios, adică chiar sunt curios. Altă întrebare extrem de stupidă. Dar pe de altă parte, să știi că publicul meu este format din aproape 90% din femei. Normal. Da. Nu știi că e mitul prietenului gay? Da, mai mult decât mit e un clișeu, dar e, sper eu că sunt mai mult de atât, sper. Ești, pot să confirm. O altă întrebare extrem de tâmpită, pe final. Yeah. Există gaydar? Bă, există gaydar sau nu? Știi foarte bine ce întreb. Da. Mi s-a întâmplat să mă joc de-a gaydarul, dar cred că nu există om să n-o facă, cel puțin din comunitatea mea. Eu am niște suspiciuni. Așa. Deci o să fim efectiv niște țațe ordinare, dar după ce dau stop. Pentru că... Eu să știi că nu fac outing oamenilor, pentru că în calitate de fostă closetată îmi dau seama cam cât de tragic își trăiesc oamenii ăștia viețile. Bă, da. Cât de greu este să renunți la această bucată enormă din tine ca să corespunzi a cui până la urmă. Dar efectiv, fiecare are dreptul să-și aleagă existența și să o trăiască așa cum dorește, inclusiv să-și nege partea asta, inclusiv. Cu factura aferentă, că... Da, na, te costă. Mi-a zis odată un... Nu era cine știe ce deștept, dar asta mi-a rămas în minte. Mi-a zis că te fuți, nu te fuți, ori tot te fuți. Știi? Nu. Vorbind despre... Nu? Nu era foarte deștept. Că e adevărat ce a zis, asta e altă discuție. Da. Nu era. Într-adevăr, nu prea, pentru da? Pentru că am și eu un prieten cu care pe vremuri ieșeam la agățat în oraș. Și la un moment dat, când simțea el că le-a agățat pe fete, că a trecut de pragul ăla, zicea, hai să plecăm. De ce? Pierdem timpul. Cum mă pierdem timpul? Am ieșit, am stat până acum. Păi nu mă, sensul era altul, că te fuți, adică ori îți accepti soarta și dai curs instinctului și te faci sex... Și atunci te-ai futut, că asta vrei să faci. Da. Ori îți negi partea asta și atunci nu te fuți, te fuți oricum în creier, pentru că genul ăsta de frustrare a la long n-are cum să-ți facă bine. Asta era ideea. De asta am și ținut-o minte, nu că era el vreun geniu. Nu, am înțeles chestia asta. Dar tot pe calapodul ăsta e ăsta. Hai să plecăm, pierdem timp. De ce? Păi nu vezi, dar ziceai și de față cu el. Era... Păi nu vezi, ce să văd? Sunt ca și futute. Hai acasă, ce problemă, ne facem de râs? Acum că ne-a ieșit... Dar de ce vă făceați de râs? Păi legat de performanțele sexuale, că asta am și plăcea. Tu îți dai seama că noi dacă ajungem să facem sex cu fetele alea... Dar asta e un stres și la heteroi, nu? Da, să performeze. Da, cum dracu, trebuie să performezi. Deplinătatea ta ca mascul feroce este să o sui pe femeie pe pereți. Altfel nu, mai ales de la o vârstă încolo. Păi tu de ce crezi că... criza vârstei de mijloc se manifestă prin a-ți lua o fată la jumatea vârstei tale care are stamină și trebuie să o nebunești pe aia ca să te simți acasă să-ți demonstrezi ție că mai poți duce. Da, mă mâncăi atât de meschin. Auzi, dar dacă te fuți prost cu o parteneră, îți pui după aia întrebări, oare chiar nu știu să fut sau n-a fost să fie cu asta? De la un punct încolo e intervine și depinde cât de sincer. Dar ce academic e tot limbajul, îmi place. Da. Vorbim despre cele mai mari prostii. Da. Fii atent, apropo de limbaj academic. De la un punct încolo intervine și un proces de gimnastică mentală. Așma. Care ar putea fi descris prin fenomenul de inhibiție de protecție. Adică faci asemenea gimnastici mentale încât să externalizezi problema și ineficiența ta sexuală. Depinde cât de sincer ești cu tine însuți. Ok. Dacă ai capacitatea de a-ți da debug, cum ar veni, să-ți faci debrief-ul cum trebuie. Ba, am futut prost. Și exact. După aia să încep. Da, de ce am futut prost? A intrat stâmp pe partea stângă, trebuia să intre pe partea dreaptă. Am... N-aveai GPS? Exact. Punctul G-ul ăla, nici nu cred că există firar al dracu, nu știu de ce l-am căutat.
Păi, cred ci că există. Există, bineînțeles că există. Ci că există, ci că, în fine, da, continuă. Există, pot să, din nou, nu cred că e discuție despre. Există, zic, care sunt teoriile științifice legate de punctul G. Da. Așa, n-am nimerit clitorisul că n-aveam ochelari, trebuie să-mi iau minus 2 pe partea stângă și plus 3 pe partea dreaptă. Și n-aveai ștergătoare. Și n-aveai ștergătoare data viitoare, pe cuvântul, dacă nu îmi pun ochelari la cunilingus. Și tot așa. Deci dacă ai capacitate... Îți iei o cârpiță. Exact. Așa. Sau dacă îți place să te mii singur. Dom'le, era ochelari, aburis, de-aia n-am nimerit. Așa. Sunt tot felul de prostii de-astea. Dar în principiu cam așa se manifestă criza vârstei de mijloc. Să cauți o fată care e mult mai mică decât tine și trebuie să livreze acolo. Și crede-mă că știu. I've been there. Am fost. Nu-mi dau seama dacă e bine, nu-mi dau seama dacă e greșit. It is what it is. Este ce este. E și fascinația fetelor mai tinere pentru bărbații în vârstă tot din cauza asta. Iau pe unul de 40 de ani. A, dacă știe ce face. Că știe ce face. Știu, opul. El dă umblă cu tine. Știe, opulă nu e rău, dar dacă caută pistă s-ar putea să nu fie bine. Da, mă, nu. Da, asta zic, e complicat. Băi, traumele de... și nu neapărat traumele, cât viața sexuală trebuie privită cu mult mai multă relaxare decât o privesc românii. Da, true. Care, ca să-ți dai seama de maturitatea cu care ne raportăm noi la viața sexuală, una dintre cele mai populare vorbe românești e fus, nu fus, vremea pulii trece. Da, să știi că o știu și pe asta și mi-am înregistrat-o din frage de tinerețe. Dar exact. Să știi că măsuri am luat, apropo de, n-avem legătură cu emoționalul. Am făcut, acum la Paris, de exemplu, mi-am făcut o aventură sexuală în necunoscut și vreau să spun că nici nu-mi e rușine de asta și nici nu regret. Dar a fost o chestie gen ca și cum m-aș fi dus la magazin. Și pur și simplu ne-am agățat în online, l-am așteptat într-o piață publică în caz că e criminal în serie, să aveam martori, a venit, check-out complet, scan sus, jos, se părea un pic amețit, am zis, aia știu, dacă devină și eu că sunt vacanță și n-am băut. Exact. Și e ok, l-am dus la hotel, ne-am rezolvat amândoi treaba, am râs, am glumit, mi-am mai și aflat niște lucruri, că avea și colegi români. I-am zis, mâine dimineață plec de vreme, hai că mai fum o țigară și după aia dau afară, că îmi pare rău, dar am treabă mâine. Păi nu făceam chestiile astea, mă feream de ele pentru că era, nu știu, mi se părea cumva insipid, inodor și prea clinic asta, știi, să ne analizăm așa la modul gen animale, că nu suntem totuși animale. În schimb, dar... e mult mai sănătos să intri pe Tinder ca să-ți cauți soț sau soție. Nu că e sănătos nimica. Da, mă rog, în fine. Cert păi este că zic. Mi-a plăcut demersul, nu-l regret, nu mă simt rușinat. Și iaca. Bă, să mă ierte Dumnezeu, dacă la 40 de ani, dacă la 40 de ani, mai ales în direcția asta, ajungi să faci lucruri pe care le regreți, să, pe cuvântul meu, dacă n-ai îmbătrânit degeaba. Amin. Cam despre asta e vorba. Zarug, mega simpatic. Mi-a plăcut foarte mult episodul ăsta, nu te ții mai mult că trebuie să fugi la repetiții, a fost unul dintre aproximativ discuții ăla care o să ne anihileze în social media pe amândoi. Hai de capul meu, să vezi tu. Of. Bă, și ceva și așa m-am plictisit de Instagram. Da, mă, nu. Jur, deci m-am început să mă satur de social media pentru ipocrizia cu care abordăm numai niște trenduri și stăm acolo să facem schimb de like-uri. E ca și cum ne-am pupat singuri în cur, în continuu. Știi, îți dau like, mă aștept la un like. Și asta e tot. Totul e despre like-uri mai nou. Mamă, e ca pe vremea lui Ceaușescu. Eu vin la nunta ta, tu vii la nunta mea. Dar nu e pe vremea lui Ceaușescu, se întâmplă și astăzi. Obligațiile astea între oameni există. Nu între, poate nu între toți oamenii sau nu în cercul tău, dar există această obligație. Există, nu, ești în cercul meu, stai liniște, da. Că n-am fost și eu la niște nunți vara asta. Băi, eu nu merg din obligație, la, uite, să însoare Emi. Dacă o să am chef să merg la nuntă, deși iubesc pe amândoi, și pe el și pe nevastă, îmi plac, sunt simpatici, sunt cumva prieteni deja suntem, dar mie nu-mi plac nunțile, nu. Dacă o să am chef în ziua nunții să merg, o să merg, dacă nu, nu, dar omul înțelege că nu e... Că n-ai cu cine, că-s nebună. Deci nu se supără măcar atâta. Unii nu.
unii nu înțeleg. Cu asta, cu nunta, te mai țin 2 minute, 3, 5. Mm. Dar nu știu ce asta, stai, fă, că nu chiar fug acum. Hai că mai avem un pic. Un pic mai e. Hai mai dăm 5 minute, dragă. Hai că-ți mai fii dau. Atent. Da, să mă faci să am orgasm. Glumeam, hai, continuă-ți ideea. Nu garantez asta niciunei femei din viața ta, cu atât mai puțin ție, stai liniști. Poți să vorbești... Deci nimic nou, e încă o zi normală pentru mine. Poți să vorbești cu toate fostele mele și o să zică toate, hai, fără nicio problemă. Orgasmul din partea lui George nu e o garanție. Oricum, mă, dacă te duci la futut cu ideea că să ai orgasm setată, nu o să-l ai. Din experiența ca mea. Ca femeie, da, ca bărbat e mult mai ușor. La noi e foarte simplu. Băi, da, revenind, asta cu parteneriatul civil. Da. Am vorbit de parteneriatul civil și exact, n-am concluzionat aia cu acceptarea bisericii. Dacă cumva printr-o minune se legiferează parteneriatul civil, da, și tu îți găsești sufletul pereche, da, și o luați pe calea parteneriatului civil, da, ține aparat să primești și aprobă bisericii? Nu. Am văzut... Dar nu e o chestiune de primit aprobarea bisericii, cred, căsătoria între oameni. Pentru că asta gay, comunitatea LGBTQ nu țipă pentru căsătorie în fața preotului. N-ar putea să-mi pese mai puțin. Că oricum nu-mi doresc, mă îmbrac în mireasă, nu-mi stă bine în alb. Măi, eu am văzut oameni care au fost... membrii comunității LGBT care în extensia legiferării parteneriatului civil trâmbițau sus și tare că vor și acceptul bisericii. În contextul în care ei nu recunoșteau biserica ca fiind o instituție, ca o autoritate. Că aici, da, eu nu ipocrizie. Știu asta, nu pot să mă pronunț despre așa ceva, dar când se vorbește de căsătorie între persoanele de același sex, nu se referă, cel puțin din percepția informației, exact, de către mine, la mers în fața popii. Este vorba de căsnicia reglementată de codul civil, gen ca... care intră în drepturile cetățenilor acestei țări prin prisma faptului că ne-am născut aici și avem buletine și pașapoarte de România. Și asta vrei, vrei să fii protejat de legea codului civil care reglementează statutul membrilor unei familii și care, de ce nu? Asta, despre asta e vorba. Nu e vorba de făcut alai și mers la popă să arunc cu bomboane pe stavropă o leos din rochie de nireasă de plastic de la obor, că oricum n-aș face-o. Și juca găină. Da, cearșaful joc cu plăcere. Atât de bună și atât de greșită a fost gluma asta. No. Ăsta-i catul. Așa vreau să termine. Cerceaful joc cu plăcere pe râs.